Un gând bun, stimați telespectatori. Am onoarea să vă salut, domnule doctor Gabriel Micu. Vă mulțumesc pentru invitație și bună seara telespectatorilor. Am onoarea să vă salut, domnule doctor Alexandru Georgescu. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Am început abrupt pentru că ne ocupăm de o temă pe cât de actuală, pe atât de gravă, după cum știți, nu numai peste ocean, ci și în apropiere de noi. Este vorba de ură, de rasism și mai ales de controlul armamentelor. Avem o primă imagine pe ecran legată de evoluții nedorite pe pământ american. Suntem la emisiunea Ziua Z în direct și iată că n-a fost de ajuns dezastrul din Ohio, din El Paso. Chiar astăzi a fost o serie nouă de victime. Un descreierat a înjunghiat 6 cetățeni americani. Se pare că această apropiere a termenului în care vor intra în cursă direct candidații pentru fotolul prezidențial la Casa Albă este marcată de lucruri care trebuie să pună nu numai societatea americană, dar și pe liderii partidelor Republican și Democrat în situația de a alege. Observați jos sub fotografia președintului Trump și a soției sale care și-au început vizita în El Paso, unde, contrar presiei americane care spunea că este așteptat și a fost așteptat de oameni care nu-i doreau prezența, reporterul de la CBS News a recunoscut că majoritatea se bucură de prezența președintelui american și că un procent constant de alegători hispanici sunt de partea președintelui Trump. Dar iată că avem acolo, dintr-un total de 255 de incidente armate, un efect nedorit, 273 de cetățeni americani uciși și 1063 de cetățeni americani răniți. Dr. Alexandru Georgescu este totdeauna cel care ne-a încântat la 6 TV cu o decriptare inedită a societății americane, cu o modalitate de a privi de la distanță lucruri care pot fi citite și într-o altă tonalitate. Aș vrea să văd partitura dumneavoastră pentru această situație pe 2019 și pentru ceea ce Trump este nevoit să parcurgă, ocupându-se acum în mod clar de politica internă, într-un moment în care vom vedea democrații folosesc din plin aceste incidente tragice. Într-adevăr, polarizarea politică în sânul societății americane a ajuns la un asemenea nivel încât multe incidente apar din cauza acestui lucru, dar inclusiv presa dorește să atribuie politicului o serie de alte incidente. Statistica pe care dumneavoastră ați descris-o este una care poate să fie înșelătoare, pentru că întotdeauna în America trebuie să îți pui problema nu doar câți votează, ci și cine numără voturile. Așa și cu numărătoarea victimelor atacurilor teroriste. Cum definești atacul terorist? Cine este terorist? Cine nu este terorist? Și cum masezi datele astfel încât să servească unui fir narrativ pe care tu îl consideri optim? Fie o parte, fie cealaltă parte. Dumneavoastră scrie acolo, spre exemplu, de peste 200 și ceva de victime. Toate acestea, acesta este numărul celor care au murit într-un singur an, într-un oraș mediu din Statele Unite, tot din cauza armelor sau, mă rog, atrăgătorilor care mânuiesc arme în Baltimore, spre exemplu. Deci, cumva există o problemă majoră aici prin faptul că noi nu știm care sunt teroriști și care nu, pentru că teoretic ai putea să ai o altă problemă. Spre exemplu, Maiorul Nidal Hassan, care acum câțiva ani a strigat Dumnezeu e mare și a omorât mai mulți soldați americani, el fiind tot soldat american. El a fost trecut, acest incident a fost trecut nu ca terorist, ci ca workplace violence, adică violență la locul de muncă. Când a fost atacul lui Dylan Roof asupra unei biserici cu enoriași de culoare, a fost trecut la terorist, chiar dacă el, de fapt, avusese o viață, el se declara schingiuit de colegii de la școală și de oamenii din comunitatea respectivă și el vrea să se răzbune, fără să aibă neapărat o ideologie. Deci sunt multe elemente aici de care trebuie să ținem cont. Este clar că în acest moment lucrurile fierb în societatea americană. Eu personal sunt surprins că nu sunt mai multe astfel de incidente, având în vedere mărimea societății. Vorbim de o societate cu oficial 325 de milioane de oameni,
extraordinar de multe arme, acces la arme destul de facil, chiar dacă au existat și există în continuare restricții și în același timp vorbim și de o situație în care fiecare om se retrage în sânul tribului său, odată ce instituțiile naționale încep să fie subminate de retorica unui politician sau altuia. Adică fiecare își vede de interesul comunității sale așa cum o definește. Câteodată această comunitate poate să fie cea religioasă, cea etnică, cea rasială sau poate să fie inclusiv o comunitate ideologică. Și vedem că, de fapt, în America conflictul nu este între minorități și persoane de origine europeană, ci între două grupuri, ambele de origine europeană, care un grup este mai mult susținut de minorități decât celălalt grup. Domnule doctor Gabriel Micu, peste ocean, ura este o motivație recunoscută de cei care au apărut la diferite televiziuni americane relevante ca o explicație pentru aceste incidente. Observăm că și în țara noastră ura este declanșată de nenorociri petrecute undeva în partea sud-vestică și diferența fiind că aici avem nevoie, avem în cazul nostru pe pământ neolitic de animale umblătoare care au săvârșit fapte care ar trebui pedepsite, așa cum a cerut Donald Trump pentru cei care au făcut actele sângeroase din Statele Unite, mai precis printr-o rapidă judecată și o execuție fără întârziere a modalității de concretizare a sentinței instanței de judecată. Vreau însă să vă întreb pe dumneavoastră în ce măsură cetățeanul, telespectatorul român poate să tragă niște învățăminte din ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, pentru că pot fi egoiști care să spună s-a întâmplat la ei, nu ne privește pe noi, la noi nu va fi niciodată așa. Acum, într-o oarecare măsură, aș rezona cu această afirmație, tocmai datorită și diferenței de cultură. Să nu uităm că problema, plecând de la acest caz, problematica deținerii de arme se confundă, dacă o luăm din istorie chiar, cu identitatea americană. Deci ei, de la bun început, au avut posibilitatea și chiar au fost încurajați să dețină arme. Să nu uităm că și în Constituția americană se pune problema dacă la un moment dat, bine, nu chiar în Constituție, în protocolul adiacent, dacă va exista un motiv pentru care guvernul să nu mai corespundă cerințelor și năzuințelor celor care l-au ales, poporul are dreptul să-l schimbe. În această formulă, în această... pe calea armată. Exact asta aveam să precizez. Deci în această paradigmă intră inclusiv posibilitatea de a utiliza focul pentru acest lucru. Ca atare, în afară de drepturile omului, individualismul specific american venit din secolul de izolare pe care și l-au autoatribuit, se adaugă și dreptul de a deține arme. Deci acest lucru care, dacă facem sau încercăm o comparație cu ceea ce se întâmplă la noi, diferența e majoră. Noi nu am avut această cultură și, slavă Domnului, eu zic că nici nu e cazul să începem să o promovăm. Sunt multe exemple pozitive din comunitatea și din viața poporului american pe care le putem lua. Acesta n-aș putea să spun neapărat că e un exemplu negativ, dar modul în care scapă de sub controlul autorităților niște incidente de acest gen, desigur că nu sunt deloc plăcute. Apropo, iată o nouă imagine pe ecran, domnule doctor Alexandru Georgescu, sus îl avem pe vicepreședintele din vremea lui Obama, Joe Biden, acum candidat la următoarele alegeri prezidențiale, jos avem, dintr-un sondaj de opinie organizat recent de CBS News, trei repere. Observați că avem un reper majoritar albastru pentru opiniile democraților care vor un control mai strict al celor care cumpără armamentele, mai precis al background-ului lor, cine sunt, ce CV au. Observăm că republicanii și ei vor asta, dar într-o proporție mai mică, 66%, și media pe opinia publică americană este de 75%. Deci, iată că Biden vine pe un val, pe o dorință puternică de a ține ordine. Se va
pune ordine, Alexandru Georgescu? Eu nu cred că ordinea respectivă se va pune sau s-ar putea pune. În primul rând, noi vorbim aici de noi cumpărători de arme, această legislație care există deja. Ideea este că în America deja sunt extraordinar de multe arme. Deci dacă este acest lucru într-adevăr o problemă, nu poți face mare lucru cu excep dacă nu vei apuca să confiști arme. Ori de fiecare dată când există sugestii în presa americană venite de sus că ar trebui să se facă un gun control și mai strict, fix atunci au magazinele de armament vânzările cele mai mari. Deci e și aici un factor. În același timp să nu uităm că Joe Biden trebuie să-și facă campanie și prin urmare încearcă cu siguranță să se agațe de ceva care este foarte important pentru mulți democrați. Acum, problema care se pune, ca și atunci când se discută reforma migrației, ce înțelegi prin controlul mai strict al armelor și background check și toate acestea? Pentru că este de fapt foarte vag. Mulți americani sunt în favoarea acestui lucru, dar de fapt la detalii nu se vor înțelege și de fapt la aceste probleme se ajunge și la americani și la orice discuție în Congres. Să nu uităm că conservatorii americani în mare nu au reușit să conserve mare lucru. Nu au conservat nici limba națională, nici demografia, nici nici anumite drepturi, nici religia în spațiu public. Un singur lucru au reușit să conserve. Acest drept de portarmă, care și acesta a fost erodat, iar NRA, National Rifle Association, este cea mai de succes organizație de acest tip și prin urmare a devenit o chestiune fundamentală pentru mulți oameni și este o organizație care poate inclusiv să sfârșească cariere politice. Deci există o problemă aici. Cumva... Această asociație, și o să avem două imagini mai târziu cu lideri ei, președintele și vicepreședintele, este totuși cea care a făcut donații substanțiale la campania prezidențială lui Donald Trump, cea anterioară. Așa este, dar în același timp este o organizație care se consideră cumva apolitică. Adică ea se numește un single issue organization, deci ea dă bani și democraților și republicanilor care susțin dreptul de portarmă. Asta este, în general au ajuns să se confunde foarte mult cu republicanii, pentru că după anii 70-80, democrații conservatori au ajuns la republicani, iar republicanii liberali au ajuns la democrați. Dar în general, lor nu le pasă din ce partid vii, atâta timp cât susții acest lucru și este singurul subiect de care le pasă. Nu le pasă de niciun alt subiect. Și prin urmare, ei pot fi o problemă foarte mare pentru Donald Trump la următoarele alegeri. În același timp, aș dori să evidențiez faptul că, legat de ce a spus dumneavoastră cu felul în care vedem noi aceste incidente în SUA, noi trebuie să ne menținem o anumită distanță critică, pentru că noi, în general, având, desigur, resurse limitate de atenție... Cum e considerat acum asta, distanța critică? Este distanța la care poți fi obiectiv în privința unui anumit lucru, pentru că se încearcă mereu când există astfel de atentate să se apeleze la un fel de emoționalism al populației care să creeze cel puțin pentru mass media americană, să creeze impresia unui val de presiune sau indignare din afară care diminuează prestigiul american și prin urmare se poate pune în balanță împotriva lui Trump. Problema aici este că dacă luăm cei doi atentatori, deci cel din Dayton, Ohio și cel din El Paso, o să vedem că ei sunt destul de diferiți. Deocamdată n-avem date despre cel din California de astăzi. O să vedem că ei sunt foarte diferiți, dar cel din El Paso se potrivește cel mai bine cu profilul mesajului care se dorește a fi transmis și vom vedea în următoarele zile, săptămâni, că se va analiza foarte mult de ce a vrut el să facă asta, cum a făcut-o, cărui curent de gândire s-ar putea să... la ce curent de gândire ar putea să adere. Președintele Donald Trump, că dar el este mai nu. Mult cu contracandidații lui, democrați. Păi era un adept al democraților. Da, cu atât mai mult cel din Dayton, Ohio. Ideea este că democrații în general sunt adeptul ideii de nicio criză să nu rămână irosită. Și prin urmare vor face apel la acest incident, exact așa cum au încercat să facă apel politic și la incidentul din Christchurch, din Noua Zeelandă. Este vorba de discreditarea inamicului. Eu cred că, lăsând la o parte orice problemă economică care ar putea sau nu să apară, s-ar putea ca decizia, ca alegerile din 2020 să fie decise de fapt de cantitatea critică de nebuni de o parte și de cealaltă care reușește să împingă electoratul în brațele forțelor opuse. Da. Domnule Gabriel Micu, totuși în Australia, de care amintea doctorul Alexandru Georgescu, Noua Zeelandă, dar și Australia a fost menționată într-un comentariu de acum 24 de ore,
s-au început să se miște guvernanții în ideea luării de măsuri prohibitive care să elimine această problemă a celor care vin, mitraliază, sunt prinși, nu sunt prinși, se omoară. De ce ar fi ultima redută zona Statelor Unite ale Americii? Este vorba de o altă mentalitate? Nu cred în mod deosebit, pentru că până la urmă democrația, al cărui nu sursă primară este continentul american, are cam aceleași reguli. Ideea bănuiesc de a interzice utilizarea armelor este în egală măsură și aducătoare de piață neagră și cum să spun, ca fructul oprit. Întotdeauna fructul oprit are o gustul mai bun. Americanii au ceva istorie în spate vis-a-vis de utilizarea armelor și, hai să spunem, soft terorismul, cum este utilizat mai nou ca termen. Și ei au realizat și mai ales, amintea aici domnul Georgescu foarte bine de asociația NRI, a avut oscilații. În prima fază, în prima sută de ani a existenței, ea a fost în 1871 înființată. În prima sută de ani a fost o organizație care încuraja cumpărarea de arme, utilizarea de arme în scopurile evident constituționale. După care crizele care rând pe rând au atins Statele Unite ale Americii au generat în cadrul asociației însăși o serie întreagă de diviziuni. Și, apropo, vreau să vedem împreună această imagine care urmează și tot pentru să vă întreb, apoi intervine și dr. Alexandru Georgescu. Iată că avem pe ecran aici modul în care opinia publică americană a reacționat la dezbaterea de pe micul ecran privind întărirea legilor care trebuie să controleze armamentele. Și avem 64% din cei care au răspuns la acest sondaj sunt frustrați de modul în care nu se rezolvă problema, 39% sunt chiar nervoși de situația în care s-a ajuns. Vreau întâi comentariul doctorului Gabriel Micu și apoi comentariul doctorului Alexandru Georgescu. Acum știți cum e cu termenii, frustrat și nervos. Bănuiesc că nervos e ceva mai mult decât frustrat. Da, nervosul este cel care ar pune mâna pe armă imediat. Mânios, da, furios. Mânios. Da. Desigur, repet, problema utilizării armelor, după părerea mea, nu cred că va putea fi interzisă și unul dintre motive, l-ați amintit și noastră foarte bine aici și l-a explicat și domnul Georgescu, producătorii și comercianții de arme sunt unii dintre principalii furnizori de fonduri pentru campaniile electorale. Poate însă această furie și nemulțumire a cetățeanului american poate să fie satisfăcută printr-un control mai riguros al utilizării armelor. Pentru că, iarăși fac o revenire la ce spunea domnul Georgescu, cine a cumpărat, a cumpărat și nu sunt deloc puțin. Iar cine urmează să cumpere, că interzici, că nu, ei tot or să cumpere. Deci, exact cum vă spuneam, de fructul oprit. Deci problema nu cred că este vis-a-vis de, nu se poate pune vis-a-vis de cumpărarea, achiziționarea de arme, ci vis-a-vis de controlul utilizării acestora. Și sigur că aici se poate discuta legea de care tot se vorbește și nu cred că, cred că sunt mulți ani de când se vorbește de legea asta, se tot încearcă se vorbește să de se întregi. Ca să lămurim telespectatorii, de fapt acum problema se pune ca un cetățean american să-și mențină dreptul de a avea armă, exact. Dar aceasta să nu fie o armă cu repetiție, să nu fie o mitralieră, să nu fie un pistol mitralieră, că așa se ajung la aceste nenorociri în care zeci de oameni își pierd viața. Dar problema în același timp este dată și de faptul că, spre exemplu, poți să cumperi un Kalashnikov românesc în Statele Unite ale Americii, dar lipsește o componentă mică, tu în care îl face să tragă la foc automat. Tu, în epoca aceasta 3D printing, chiar îți poți descărca de pe internet un fișier CAD să-ți faci propria componentă. Sunt americani, mai ales cei antrenați în armată, dar și designeri, care își pot face propriile lor arme acasă. Cumva, cum ar spune americanii, că duhul a ieșit din lampă pe zona aceasta și restul este un fel de posturare politică. Bun, dar până la urmă trebuie să recunoaștem că în cadrul societății americane aceasta a fost doar picătura care a umplut paharul. Și ca în orice societate unde apar morți, se caută soluții politice.
Este administrația actuală în măsură să ofere aceste soluții politice la criza generată de aceste nefericite incidente care au dus la atâția morți? Da? Mă întrebați pe mine? Da. Eu cred că au fost multe astfel de picături care au umplut paharul și nu au rezultat nici în așa ceva. Este normal ca cel mai nou incident și emoționalismul acesta pe care îl vezi la televiziune să dea o altă impresie, dar au existat multe astfel de incidente. Problema americanilor este că aceste atentate, să zicem, sunt un produs modern. Nu existau înainte de mass media modernă. Într-adevăr, America era o societate violentă. Te duceai, jefuiai o bancă și omorai câțiva oameni pe drum sau într-o confruntare cu poliția, dar genul acesta de ucidere în masă, fără nicio legătură personală, fără încercarea de a scăpa tu însuți, cum ar fi un ucigaș în serie, aceste lucruri nu se petreceau și cumva există teorie că ar fi și efectul mass media și a glorificării violenței și a glorificării individului respectiv care devine faimos pentru prima oară în viața lui. Deci sunt multe elemente aici, dar aș dori să vă atrag atenția că recent vecinul de la Sudul Americii, care este o țară, Mexico, care este o țară care controlează foarte mult accesul legitim al cetățenilor la arme și dă foarte greu permis de port armă pentru autoapărare, este totuși cea mai violentă țară din lume, cu cea mai mare rată a omuciderilor. Cumva problema apare la nivel cultural, într-adevăr, dar și la nivelul schimbărilor care au avut loc în sânul societății. Dar când vorbim de problema aceasta a interzicerii armelor, să zicem, ideea este că în conflictul acesta cultural american, republicanii, sau să zicem oamenii care ar ține cu republicanii mai conservatori, i-au pierdut cam de fiecare dată. Au pierdut și eroii lor care au devenit rasiști și le-au fost distruse monumentele. Acum steagul este rasist și tot așa. Dar una dintre puținele zone în care și-au putut focusa atenția ca un fel de cultură specifică americană a fost cea armelor și, prin urmare, isteria pe partea de apărare a armelor o să fie la fel de mare ca isteria pe partea de control al armelor și de aici vor rezulta și mai multe tensiuni și, de fapt, s-ar putea să rezulte și mai multe violențe pe parcurs. Domnule Gabriel Micu, am văzut înainte de emisiunea pe care o realizăm împreună acum un interviu la CBS News cu un senator republican și m-a șocat povestea lui. Deci omul recunoștea că în urmă cu mai mulți ani, nepotul lui, în vârstă de 10 ani, a fost împușcat și a murit alături de alt copil într-un incident provocat într-o școală. Dar când l-a întrebat jurnalista, bine, dar sunteți republican, îl sprijiniți pe președintele Trump, puteți să faceți ceva? Replica a fost dezarmantă. Sunt și eu deținător de arme și aș sprijini un control mai strict al armelor, al armelor care se vând populației. Reporterul a revenit și a zis numai atât, la care el zâmbitor a zis numai atât. Adică este o încremenire în proiect, este o dorință de a nu pierde alegătorii de care zicea Alexandru Georgescu, adică să nu aibă cineva senzația că îi se ia un drept? Da, eu, dacă ca o părere personală, sunt convins că asta se întâmplă, pentru că până la urmă, repet încă o dată, problema deținerii de arme și utilizării de arme, fie în scop de autoapărare, fie, așa cum spuneam, de reglementarea unor nemulțumiri masive, este o chestiune care ține de cultura americană, este în ADN-ul națiunii americane, deci este, după părerea mea, foarte greu de, să zic așa, eradicat, de interzis. Eu nu știu dacă stăm să ne gândim, chiar și proiectul acela de control al armelor a avut primul inițiator, a fost culmea, tocmai asociația care se ocupă de acest lucru. Americanii au un control al armelor deja, dar este considerat insuficient. Este vorba de înregistrarea armelor, verificările dinainte să le cumperi, drepturile care variază de la stat la stat, dacă poți să porți arma, cum trebuie să o ții în casă, cum trebuie să ții muniții. Și mai este, dacă îmi permiteți, și legislația la un moment dat, și aici sunt doi factori. Noi vorbim aici mai mult de efectele situației. Cauzele sunt de natură educațională și, dincolo de mass media, de care amintea domnul Georgescu mai devreme, care desigur poate avea o influență destul de negativă, ca să nu zic foarte negativă, asupra mentalului colectiv, este vorba și despre o educație care ne
necontrolată și o educație a violenței, practic, până și dacă ne uităm desenele animate, jocurile pe computer, excelează în violență. Vă întrerup un pic ca să vă pun, să vă supun atenției dumneavoastră, că mai avem aproximativ 2 minute și 30 de secunde, următoarea situație. În România, dacă deții o armă, trebuie pentru a deține să treci un test psihologic și lunar să te duci să efectuezi o tragere în poligon, să existe un control. Bun, e România. În Statele Unite ale Americii există Garda Națională, care o dată pe lună invită bărbații, le plătește cele două zile de antrenament, îi îmbracă uniformă, trag în poligoane și firmele care sunt lipsite de prezența bărbaților respectiv la aceste antrenamente sunt plătite. Dar ceea ce observ eu este că se rezolvă cu puțin bărbați, cu puțin deținători de armamente asemenea antrenamente și la ceilalți parcă se adună niște energii negative. Este sigur o imagine de ziarist, a dumneavoastră de diplomat care este. La ceilalți care, iertați-mă ca să-mi fie clar. Cei la... care nu fac parte din acest sistem, să fie chemați lunar de Garda Națională la cele 3 zile de antrenament pe lună. Da, e vorba despre un drept care nu e exercitat mai degrabă și alături de drepturile omului, dreptul de a deține și de a utiliza armă este clar în cultura americană. Deci faptul că nu poți să-ți exerciți acest drept, chiar și în antrenament, dacă e așa, sigur că creează frustrări. Eu cred că mai devreme sau mai târziu, revenind la povestea educației, sau mă rog, la ceea ce încercam să explic puțin mai devreme, eu cred că trebuie mers mult mai profund în straturile mult mai adânci ale populației, ale națiunii americane. Pentru că în momentul în care visul american va îmbrăca alte țeluri, alte obiective și va încerca să dezvolte o latură pozitivă și nu cea a violenței, deja inclusiv problemele legate de control devin mult mai facile și de asemenea omul nu mai simte nevoia să-și utilizeze. Ok, mai avem și aici de secundă completarea lui Alexandru Georgescu. Dacă îmi permiteți, aș dori să evidențiez faptul că la americani acest drept de port armă nu este un drept dat de către stat, este considerat un drept natural în ideologia lor. Statul doar se angajează să protejeze acest drept și să-l garanteze sigur pentru cetățeni. Conform americanilor SADA, cei care chiar sunt cu ideologia civică națională, cu naționalismul acesta civic american, pentru ei ideea că statul ar putea la un moment dat să ia cu totul armele și ei se gândesc tot timpul la ideea nu de ce se va întâmpla mâine, dar ce se va întâmpla peste 10 ani dacă eu cedez astăzi. Asta este o mare parte a politicii americane, ideea de slippery slope. Dacă eu cedez astăzi, ce se va întâmpla peste 10 ani? De aceea se ajunge la aceste discuții. Interesant, vom continua dialogul cu cei doi invitați special după pauza publicitară. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat, pentru a avea o energie, cum am spus eu, distorsionică. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole, tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună, toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu până la a primit torserul nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut în, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai
sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc, dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic. Continuăm dialogul cu cei doi distinși invitați speciali și avem un nou grafic pe ecran acum. Mulțumesc colegilor din regie. Domnule doctor Gabriel Micu, observăm că pe acest grafic 66% dintre americani consideră că de vină pentru atentatele acestea sunt concetățenilor responsabili. 62% atribuie aceste atentate celor care se ocupă cu comerțul de droguri și 61% atribuie aceste crime unor bolnavi mentali. Am luat doar procentele cele mai mari. Acest sondaj, care este transmis doar de televiziunea 6 TV și reflectă o cercetare sociologică comandată de postul CBS News de peste ocean, indică, din perspectiva mea, și menținerea unor prejudecăți. A fost inclusiv președintele Trump întrebat pe această chestiune și într-o primă fază a fost tentat să dea dreptate celor care spun că este vorba de bolnavi mentali. Opinia dumneavoastră care este? Într-o primă fază sunt și eu tentat să cred că e vorba de niște oameni dezaxați. Povestea cu consumatorii sau, mă rog, comercianții de droguri, eu cred că este mai mult o utilizată în ideea și în istoricul a ceea ce fac ei de obicei pentru droguri, pentru achiziționarea de droguri și pentru apărarea cartelurilor pe care le au. Niciun caz nu cred că ceea ce s-a întâmplat în Ohio este legat de acest lucru. Mai este o, dacă îmi permiteți, n-am văzut în niciuna dintre, să zic, în niciunul dintre indicatorii pe care i-ați menționat, unul care, din păcate, este nu neapărat tipic, dar este întâlnit în istorie și sper să nu fie acest caz, dar este, trebuie luat în considerare, și lupta politică care a ajuns în Statele Unite, cel puțin la acest moment, la utilizarea unor metode extrem de dure. Și n-ar fi exclus ca acest incident, dacă nu a fost provocat, să fie utilizat strict pentru motive electorale. De altminteri am și văzut... Vă gândiți la o manipulare enormă a atentatorului? Evident că la asta mă și gândesc, pentru că de aceea am ridicat această problemă. De altminteri am și văzut imediat modul în care Trump a fost atacat și de Biden și de alții congresmeni democrați. Ba că n-a avut o prestație corespunzătoare la momentul vizitării spitalului, ba că a utilizat acest moment pentru a-și spori capitalul electoral, etc., etc. Adică n-am văzut practic și dialogul, dacă n-am reținut bine, chiar și pe Twitter a avut niște replici președintele Trump cu domnul Biden. Deci este evident că un astfel de incident nu poate fi lăsat, cel puțin în actuala situație preelectorală, lăsat în afara spectrului politic. Înainte de completare, vreau să fac un anunț și apoi să comentați. Cu ocazia vizitei pe care președintele Trump a făcut-o în locurile afectate de aceste nefericite evenimente, s-a emis ideea răutăcioasă că cei care au fost îngrijiți în spitale erau deja acasă și că unii dintre ei au fost rechemați să se întâlnească cu președintele Trump. Trump s-a purtat foarte cordial cu personalul medical, a făcut fotografii, a dat mâna cu pacienții, dar după aceea, într-un Twitter, s-a dovedit a fi extrem de sensibil la acuzațiile lui Biden. Și aici vreau să te întreb, brusc a trecut de la Sleepy Biden
somnorosul, adormitul Biden, la pericolul că dacă acesta devine președintele SUA, China se va simți victorioasă. Într-un Twitter, dintr-o dată, două idei surprinzător alăturate. Comentariul lui Alexandru Georgescu? Nu sunt neapărat surprinzător alăturate, pentru că în presa americană a circulat în ultimele zile o știre care a fost după aceea comentată și răscomentată, legată de fiul lui Joe Biden, Hunter, care lucrează pentru un fond de investiții care a primit recent o investiție, practic o investiție majoră din partea unei bănci chinezești de 1,5 miliarde de dolari. Și se fac foarte multe speculații pe tema acestui lucru. Pentru că încearcă să, practic, eu cred că la bătea apropouri la acest lucru, dar fără să o spună pe față, pentru că să ne aducem aminte că au fost inclusiv un incident ChinaGate în 1997, când, cu un scandal legat de bani din China care au ajuns la fondul de campanie a lui Bill Clinton. Deci încearcă să bată niște apropouri. Într-adevăr, Trump este foarte sensibil, dar nu pot comenta asupra tacticilor care s-au folosit la fața locului, pentru că nu pot fi neapărat validate. Este clar că și domnul Trump este în campanie, este clar că dădea drumul la șarm și își exprima regretele și făcea poze cu toată lumea, pentru că mai ales Texasul are o tradiție mai urâtă legată de președinții americani care se duc acolo și nu sunt plăcuți de populație. Dar practic, el a făcut ce trebuia. Problema care se pune aici este legată de această confuzie, să zicem, sau ambiguitate intenționată între ideea de terorism, pe care o discutam la începutul emisiunii, și ideea de gun violence, care oricum este un termen foarte orwellian, ca și cum arma în sine umblă pe picioare și împușcă oameni. Și gun violence se referă în principal în societatea americană, de fapt, la mica criminalitate și oameni care se împușcă fie pentru jafuri sau fie pentru neînțelegeri. Și este o problemă foarte mare la americani, dar se încearcă alăturarea acestor două lucruri. Asta mi-aduce aminte de frumosul titlu a unui film artistic, un caii se împușcă, nu-i așa? Numai că noi vorbim acum despre oameni care, din nefericire, se împușcă. Așa este, da. Dacă vă uitați inclusiv la exprimarea din presa americană, mereu este folosită o exprimare pasivă în care a erupt violența, gloanțe au fost trase, oamenii au fost împușcați. De cine? De cine? Ideea este că se încearcă concentrarea asupra armelor, tot cu câștig politic sau cultural, și în acest timp, totuși, într-un mod impotent, republicanii spun, dar nu armele omoară oameni, ci oamenii omoară oameni. Și, într-un fel, ei au desigur dreptate, pentru că dacă ne uităm la statisticile americane, o să vedem că 50% din comitatele americane nu au nici măcar o omucidere pe an. 25% au una singură. Deci, și în general sunt comunitatele mari, normal, zone rurale, dar sunt cele cu tradiția armelor. Deci dacă ne uităm pe harta Americii, o să vedem că de fapt acest gun violence este în principal o problemă a zonelor urbane, în general, care sunt democrate și în același timp sunt zone care au deja restricții masive la deținerea armelor. Asta este problema. Dacă ne uităm la Trump, care vine din New York, Trump este unul dintre, cred că sunt 2000 de oameni în New York care au permis de port armă, să poarte armă ascunsă, Trump este unul dintre ei. Foarte puțin, este foarte, foarte controlat accesul legal la arme în New York. Și cu toate acestea, ei au violențe în Chicago și în alte orașe majore. Și cumva tribul roșu din America, tribul republican, care își vede arma ca pe o chestie folosită responsabil, și învață copiii cum să curețe, cum să nu se împuște cu arma, că se întâmplă și asta, e sigur. Ei nu înțeleg problema tribului albastru, care locuiește în orașe foarte dense, cu fricțiuni mari, unde se împușcă tot timpul oamenii între ei. Se împușcăm și noi un nou world. Grafic, o nouă imagine pe ecran acum. Domnule doctor Gabriel Micu, vedem aici că dacă au fost consultați americanii, 56% dintre ei sunt în favoarea unor prevederi mai stricte vis-a-vis de persoanele care vor cumpăra armament. Sigur că există și un procentaj destul de interesant care spune că trebuie să fie menținute actualea legislația, actualele prevederi, și există și cei care vor mai puține restricții, 13%. Vă întreb concret, în condițiile în care armele acestea probează și a doua acuzație adusă lui Trump, că este vorba de rasism, de supremația albilor, ajung niște legi să rezolve o problemă care ține de un cancer social grav în America? Nici de cum. Legea, în general, vine să normeze o anumită situație, desigur, socială, economică, politică, etc. Dar pentru ca să poți să o normezi, trebuie ca să clarifici exact care este situația.
Sunt mai multe aspecte legate de acest lucru. Primul este rasismul de care vorbeați. Noi știm foarte bine că în Statele Unite rasismul a existat, există și, după părerea mea, va exista. Deci nu este un lucru. Că acest rasism depășește sau nu niște limite ale acceptabilității societății americane, deja asta este o problemă de discutat. Vă întrerup un pic pentru că v-am întrebat în mod special deoarece democrații îl fac rasist pe Trump. Mi-e greu să... Da, mă rog, sigur că politic vorbim, poți să spui despre Trump că se trage din maimuță. Până la urmă, nu se poate spune orice. După părerea mea, nu e, n-are nicio legătură. Este sigur o elacubrație politică. Dar există această, ca să spun, acest idiomatic american, rasismul. De la ei a plecat, poate și de aceea, drepturile omului au reprezentat pentru americani o literă de Biblie. Rasismul întotdeauna pentru americani a reprezentat o preocupare și știm foarte bine că după războiul de secesiune toate legile și toate reglementările care au fost făcute au ținut cont de acest aspect. Nu cred că la acest moment în societatea americană se mai poate pune problema unui război rasial sau, mă rog, mă refer la lupte civile, rasiale. Sigur, și la noi au fost incidente neplăcute, gen hădăreni, dar aceste incidente nu au plecat neapărat de la rasa ca atare, ci au plecat de la niște elemente concrete. L-a furat, i-a omorât copilul, i-a sechestrat nevasta, deci lucruri care sunt palpabile. Societatea americană, la modul la care este construită ea acum, permite efectiv accesul în mod egal a tuturor cetățenilor. Se poate prevala Joe Biden în confruntarea sa electorală viitoare cu Donald Trump de faptul că a fost vicepreședintele unui președinte de culoare, deci a dovedit public că este un om al egalității tuturor raselor din Statele Unite ale Americii? Nu m-ar mira pentru că într-o luptă politică se folosesc și mai ales în conjunctura actuală se poate folosi orice fel de argument. Sigur, el poate să spună acest lucru, dar problematica, până la urmă, această legătură care se face în mod indisolubil între rasism și utilizarea violenței, mie mi se pare deja un clișeu mass media, pentru că până la urmă am constatat că foarte mulți dintre atentatori nu erau deloc rasiști. Erau niște cetățeni, mă rog, mai mult sau mai puțin normal la cap, cu intenții mai mult sau mai puțin fundate, dar nu era o luptă între albi și negri, sau nu era între latinoamericani și americanii nativi. Deci eu cred că acest element este iarăși o exagerare a mass-mediei americane și, din păcate, astfel de exagerări creează în mentalul colectiv niște pattern-uri, niște paradigme care e foarte dificil, chiar și prin, răspunzând la întrebarea mea, chiar și prin emiterea de legi, este foarte dificil să scoți din cultura unei comunități o anumită conduită. Apropo de această lege dezirabilă mai bună privind controlul armamentului, nu cumva este doar un pretext pentru a arăta deficiențele actualei administrații? Eu nu știu dacă legea în sine este una dezirabilă. Conform acestor procente, ea este dorită în acest moment, dar cu siguranță știm că inclusiv controlul mai strict al migrației este dorit și totuși asta nu se întâmplă. Ideea este că dacă Trump nu ar fi existat, ar fi trebuit să-l inventeze, pentru că în această perioadă de confruntare în interiorul... Un joc de cuvinte, interior, e o ironie? Nu este chiar o ironie, este o realitate, pentru că, spre exemplu, s-a observat în perioada lui Obama, când cea mai înaltă funcție din țară era ocupată de un om de culoare, procurorul general al Statelor Unite ale Americii, om de culoare și tot așa, și multe consilii locale, și totuși au avut criza aceea, panica morală legată de rasiști și polițiștii care împușcă oameni de culoare,
s-a văzut nevoia democraților de a avea o țintă externă pe care să-și verse năduful pentru a reuși să mențină coeziunea internă. Dacă nu ar exista Trump, democrația în acest moment s-ar mânca între ei. Nu este vorba doar despre grupurile de interese, care de multe ori nu se înghit unele pe altele, hispanicii cu cei de culoare și așa mai departe, inclusiv pe diferite scări socioeconomice. Unii sunt în clasa cea mai de jos, alții sunt în clasa foarte de sus. Problema este inclusiv acești candidați la prezidențiale. Dacă nu ar putea să-l atace pe Trump în acest moment, și este și asta o tactică, ei ar trebui să se atace între ei ca să se valideze care este cel mai bun candidat. Asta mă duce cu gândul că dumneavoastră îmi sugerați că, deși discuția noastră este despre mass shooting, noi vorbim acum de political shooting. Așa este, și americanii au perfecționat ideea asasinatului politic de multe decenii, pentru că țara care are democrație cel mai mult timp a perfecționat și toate trucurile murdare ale democrației. Și problema este că este o chestiune foarte cinică felul în care ambele părți, dar să zicem că mai ales democrație, pentru că au cel mai mult de câștigat din furia minorităților asupra majorității istorice americane, se folosesc de aceste incidente pentru a incita la, nu neapărat la ură, ci la hai să ieșim la vot să votăm împotriva celorlalți. Că aceasta este miza. Și ține de fapt o asemenea opțiune. Ține foarte bine. O să vă dau un exemplu, că l-ați menționat dumneavoastră, domnule Micu, pe Joe Biden și pe Obama. În acest moment, relații rasiale din Statele Unite sunt la un minim istoric al ultimelor decenii. Dimpotrivă, a devenit mult mai rău, pentru că s-a adăugat la mixul acesta de alb cu negri, s-au adăugat și alte minorități și s-au adăugat și alte fracturi în interiorul comunităților. Asta este o știre. De ce este la nivelul cel mai de jos? Este la nivelul cel mai de jos pentru că retorica politică din interiorul societății a ațățat spirite. Rasismul în America este, de fapt, explicația găsită, chiar și după 50 de ani de educație și eforturi antirasiste, este explicația găsită pentru persistența diferențelor de succes dintre diferite grupuri de populație. De ce? Clădește pe niște realități care nu pot fi negate? Se clădește pe niște realități statistice, dar care nu pot fi atribuite neapărat rasismului. Nu este un rasism faptul că 13% din populație, adică populația de culoare, înfăptuiește 58% dintre omoruri. Și unele grupuri de imigranți din Statele Unite, fără să cunoască limba engleză, fără să aibă niciun ban, și copiilor ajung doctori și alte populații regresează în timp. Și am pregătit o surpriză, domnule doctor Alexandru Georgescu. Mai înainte ați vorbit de un anumit atentat. Iată pe ecran acum pe celebrul președinte John Fitzgerald Kennedy, alături de frumoasa sa soție Jacqueline Kennedy, cu câteva secunde înainte de atentatul care i-a curmat viața. Atunci s-a văzut clar în acel moment, 1963, că în America nicio restricție nu poate împiedica un cetățean să-și lichideze chiar propriul președinte. A fost un șoc pe Vapamond, până și în România, așa cum era ea la acel moment, o republică de tip socialist, ecoul pe micul ecran a fost masiv. De atunci, din 1963 până în 2019, nu s-a schimbat nimic pe ideea unui control mai sever al armamentelor. Sau mă înșel, domnule Alexandru Georgescu? În primul rând s-au schimbat, pentru că s-au introdus background checks, pentru că astăzi ai posibilitatea, având baze de date cibernetice și legate între ele, să faci astfel de verificări. Dar cumva și violența aceasta politică e cumva o tradiție americană. Să uităm că Reagan a fost împușcat și au încercat să mai împuște o dată, dar n-au reușit atunci. Să nu uităm că președintele McKinley a fost ucis. Să nu uităm că Franklin Delano Roosevelt trebuia să fie ucis de Giuseppe Zingara, un anarhist italo-american și care până la urmă l-a omorât pe primarul Chicago-ului din greșeală, pe Anton Cermak. Adică au fost multe astfel de chestii. Problema cu John F. Kennedy a fost imaginea aceasta pe care și-a creat-o fix la începutul epocii televiziunii și el a căpătat o altă amploare în mințile oamenilor. Dar altfel mereu a existat ca și în alte societăți, desigur, ideea violenței pentru asasinat politic. Să nu uităm de Lincoln, cel mai faimos asasinat politic american după Kennedy. Deci contează aceste lucruri. Alexandru Dulej. Domnule doctor Gabriel Micu, de ce americanii n-au răbdare și simt nevoia unei lichidări fizice în condițiile care în Europa, inclusiv în distinsa noastră arie de libertate, se preferă lichidarea imaginii publice?
Eu cred că, fără să vreau, indirect am răspuns la întrebarea asta. E vorba de o cultură, o cultură specifică zonei americane, diferite de cea europeană. Am crezut că vreau să spuneți că e o cultură specifică zonei noastre de promovare a distrugerii imaginii publice a adversarului. No, totuși, în ceea ce ne privește pe noi, dacă este să focalizăm... Să facem o comparație. Noi nu avem această cultură și nu am mers chiar atât de departe niciodată. Adică, sau cel puțin până acum nu s-a... Și totuși, în istoria României, ne aducem aminte că au fost atentate împotriva unor personalități. Spunea și domnul Georgescu, și în Rusia, și încă de pe vremea țarilor, nu au existat. Deci această tendință de a elimina fizic un lider politic a existat și va exista ca și tendință. Problema este frecvența și amploarea acesteia. Eu, dacă îmi permiteți, că se vorbea de rasism, de minorități, haideți să vedem. Una este o definiție dex a rasismului. Nu este nicio definiție, nici dex, nici extra dex a minorităților naționale. De aceea, ceea ce aș vrea, o nuanțare a ceea ce a spus domnul Georgescu mai devreme, ceea ce putem să spunem, într-adevăr, în Statele Unite ale Americii, în ultima perioadă, se observă o ascuțire a animozităților între diferite comunități etnice. Și nu doar etnice, diferite. Este o chestiune programată sau care vine de la sine? Nu. Este, eu zic, un mix aici, pentru că pe de o parte este vorba despre o luptă politică care are suportul mass media și, în general, tuturor acestor instrumente care, inclusiv a culturii americane, care alimentează o astfel de conduită, dar este vorba și despre o exagerare, până la urmă, a unei astfel de abordări. Comunitățile etnice, ele între ele ar putea, într-adevăr, să aibă animozități, dar am constatat de foarte multe ori, și mai ales în zonele de violență maximă sau violență masivă din Statele Unite, că e vorba despre violențe în cadrul aceleiași comunități etnice. Deci nu putem să atribuim, sau mi-e greu să atribui rasismului, chiar și luptei dintre minoritățile naționale, pentru că până la urmă, sau comunitățile etnice, că până la urmă nu e așa, hispano-americanii și americanii nativi, nu putem să spunem că pot genera niște conflicte rasiste. Ba, conflicte al comunității hispanice, da. Dar haideți să mergem și în partea cealaltă, să vedem, de exemplu, sunt multe localități în partea de sud a Statelor Unite ale Americii în care se vorbește numai spaniolă. Și atunci vin și vă întreb, care ar fi motivul pentru care într-o astfel de localitate să ai un atentat de natură rasistă, rasială? Eu nu spun că este bine sau că este rău, este o constatare pe care încerc să mi-o explic printr-o afirmație care a fost făcută chiar și de unii democrați, că rasismul și violența pe motive și cu fundament rasial în perioada aceasta de când Trump este la putere a înflorit. Ceea ce mie nu mi se pare o chestiune care să aibă un fundament real. Am observat ceva pornit de la ideea noastră. Alexandru Georgescu, sunt foarte mulți candidați democrați la faza de selecție a viitorului candidat cu șanse pentru finalul cursei contra lui Trump. Sunt foarte multe femei și dintre ele sunt foarte multe personaje, n-am să le dau numele, care spun da, Trump e rasist, da, Trump este cel care a generat un asemenea fenomen. Mi se par niște alocuțiuni isterice. Sunt isterice și vin nu doar de la femei, dar și de la bărbați. Problema aici, ați discutat la un moment dat de white supremacist la începutul emisiunii, supremații albilor. Motivul pentru care acest termen a început să fie folosit este acela că acuzația de rasism nu mai are același impact politic. Pe vremuri, dacă erai acuzat că ești rasist, și normal, e ca și cum ai fi te-ar întreba cineva, îți mai bați nevasta? Cum răspunzi la acest lucru? Așa și cu rasismul. Dacă te scuzi, dacă spui nu știu ce, atunci toată lumea o să spună, uite,
rămâneți cu nevasta, aveți curajul să faceți că sunteți necăsători? Asta, nu, dar asta chiar este o vorbă la american, când vor să își exprime o propriu față de o întrebare încărcată care este menită să pună în încurcătură pe omul respectiv. Dar astăzi nu mai funcționează. Suporterii tăi nu te mai, doar pentru că te-a acuzat un democrat că ești rasist, ceea ce se întâmplă tot timpul, suporterii tăi nu te mai abandonează, așa că ei au nevoie de un nou termen care nu mai are încărcătură peiorativă, care este mai ambigu, adică ce înseamnă white supremacist. Mai degrabă, inclusiv cei mai radicali americani sunt mai degrabă separatiști, iar vrea să trăiască separat de alte rase, nu să le domine. Problema în America, pe care o vedem acum, și diferența față de Europa, dincolo de prezența aceasta a culturii armelor, este de fapt demografia americană. Este o țară care a devenit extraordinar de fragmentată într-un timp foarte scurt. Deja americanii europeni, de origine europeană, nu neapărat nativi, cei veniți acum 200 de ani, dar inclusiv cei veniți acum 100 de ani prin Ellis Island, sunt sub 50% dintre nașteri, peste un an vor fi sub 50% dintre cei care au 18 ani. S-a schimbat radical America și această schimbare a dus la fricțiuni, pentru că și politicienii au insistat că problemele sociale se datorează rasismului, care este o chestie nebuloasă, care nu trebuie dovedită neapărat. Ei vorbesc în America, este foarte interesant, inclusiv la nivel academic, de rasism în subconștient, de systemic bias, de institutional racism. Și inclusiv când comunitățile se victimizează unele pe altele, în interiorul comunității de culoare, în interiorul comunității hispanice, vina este dată tot pe societatea americană. Și în acest climat, în condiție în care tu, ție ți se spune că lipsa ta de succes în viață este cauzată de rasismul altora, tu te radicalizezi și de acolo și tensiunile crescânde. Și aș dori să vă dau un exemplu, inclusiv legat de felul în care mass media poate manipula sau nu anumite evenimente. Vorbeam de Obama. Un moment critic pentru campania lui Trump a fost când Obama în Varșovia, după ce au avut loc niște incidente în Statele Unite în care niște polițiști au omorât în condiții mai suspecte, au omorât niște afroamericani. Au fost 2-3 incidente la câteva zile, unele după altele. El a acuzat efectiv poliția de rasism și a zis că poliția are o mare problemă și toate acestea. În acel moment, la câteva ore după, în Dallas, avea loc un Black Lives Matter rally. Un afroamerican atunci a împușcat 14 polițiști și a omorât 5 dintre ei. Avea pregătire militară. A fost prima dată când a trebuit omorât un răufăcător prin robot în Statele Unite, că nu se puteau apropia de el. Se ascunsese prea bine. Și problema este că atunci, eu zic că a fost unul dintre momente în care Trump a câștigat alegerile, efectiv pentru că lumea a fost șocată, dar în aceeași timp nu mai auzi de astfel de lucruri. Noi o să auzim de El Paso și peste un an și peste 2 ani o să facă filme peste 10 ani cum dezgroapă tot timpul aceleași incidente și de acum 50 de ani. Dar nu se aude acum de Dallas, nu se comemorează. De ce? Pentru că firul narativ nu mai funcționa. Americanii au reacționat foarte urât la ideea de moartea polițiștilor motivată rasial, mai ales că inclusiv acuzații respective nu erau adevărate, că sunt victimizați afroamericanii de către poliție. Cu siguranță că există abuzuri, dar nu este o victimizare rasială. Și asta este o problemă. Și cu toate acestea, nu s-a pus problema atunci să fie acuzat, nici să fie folosit incidentul pentru controlul armelor, nici să fie acuzat de Obama de ură rasială sau de stârnire a urii rasiale. Și a fost o chestiune foarte interesantă. De la controlul armelor trecem la controlul moderatorului care anunță pauza publicitară. Vom continua dialogul nostru cu imagini inedite în partea a treia a emisiunii Ziua Z. Din emisiunea noastră cu o nouă imagine, ea este de fapt compusă din două fotografii. Domnule doctor Gabriel Micu, am reprodus aceste imagini pentru că în partea de sus se află un locotenent colonel, e adevărat în rezervă, Oliver North, care este președintele Asociației Naționale a celor care se ocupă de arme, purtători de arme, iar jos se află vicepreședintele Wayne LaPierre. LaPierre este clar o conexiune pe linie de rudenie cu cineva care ține la patria care a trimis Americii Statuia Libertății. Ei bine, acești doi oameni sunt cei care sunt considerați în presa momentului, inclusiv de astăzi din America, ca fiind cei care se opun unei înăspiri a legislației care ar putea reglementa în bine, ar putea preveni aceste ucideri în masă, ar putea scoate de pe piață armele automate, ar putea pune la dispoziția cetățeanului american numai arme de tipul pușcă cu lunetă, pușcă de vânătoare. Această concentrare pe figurile a doi cetățeni americani
care acum sunt prezentați cu trăsături machiavelice. Cum o comentați? Imaginea sau ce se întâmplă în asociație? Ați înțeles întrebarea. Eu cred că asociația aceasta fiind, dacă nu cea mai veche, una dintre cele mai vechi asociații din Statele Unite ale Americii. Apropo, aveți armă? Nu. Că ați vorbit frumos până acum de asociația asta și m-am gândit că poate există vreo conexiune și nu știam eu. Nu. N-am simțit nevoia, sincer. Da. Sau răspunsul corect era nu încă. Acum, niciodată nu se știe, oricum. Da. Armată am apucat să fac. Se vede. Am văzut ușor, am fost un pic, cum să spun, frapat de evoluția acestei asociații și nu de evoluția scopului, obiectivului acesteia, ci de modul în care au nuanțat realizarea obiectivului în decursul timpului. Spuneam că dacă până nu de mult, mă refer până în anii 70, 60 mai exact, această asociație promova folosirea armei, promova deținerea de arme, nu avea restricții, era relaxată cumva în acest spectru. Incidentele și mai ales, nu doar incidentele, că asasinatul exista și înainte, tentative de asasinatul exista și înainte în Statele Unite, dar modul în care pot fi mediatizate și rezultatul unei astfel de mediatizări a făcut ca conducerea acestei asociații să fie mai atentă la cum anume promovează utilizarea și procurarea de arme. A existat chiar o perioadă în care ei au fost promotorii unei legi privind controlul armamentelor, controlul armelor. Ba chiar ei au fost cei care au propus o reglementare mai strictă a acestor arme. Cât de strictă? Aici este o discuție care mă tem că nici în rândul membrilor acestei asociații nu a întrunit majoritatea ca finalitate. Eu am sesizat, cel puțin în cadrul acestei asociații, o parte care promovează și continuă să promoveze necesitatea continuării acestui trend de utilizare fără nicio restricție și cealaltă parte care deja dându-și seama de rezultatele unei imagini negative în rândul populației încearcă în niciun caz o rezolvare a acestei probleme, dar încercă cel puțin o mascare și o prezentare mai în roz a situației cu niște pandantive care pot eventual să ia ochii opiniei publice, pentru că rămân la părerea mea personală, evident, problema deținerii de arme, problema achiziționării de arme reprezintă un drept pe care americanii îl consideră un drept ca și cum ar fi un drept natural. Apropo, domnule doctor Alexandru Georgescu, e frică lui Trump să nu-i supere pe liderii acestei asociații și să-și piardă prin măsuri pe care le-ar putea lua la nivelul Casei Albe pe cei care au votat, l-au sprijinit în campania anterioară? Ar trebui să-i fie frică, pentru că într-adevăr sunt foarte influenți și au susținere mare din partea unui electorat, să zicem, activ. Deci oamenii care susțin NRA sunt oameni care sunt activi în această luptă și în America minoritățile activiste, mă refer la minoritățile de interes, nu neapărat pe interesul poate să fie unul rasial, etnic, religios sau poate să fie unul strict ideologic. Minoritățile active sunt cele care dictează direcția politicii și de fapt bătălia politică în America este aproape întotdeauna o bătălie între minorități activiste care dau și banii, care fac și reclama, care atacă politicienii care nu le susțin, care apără politicienii care le susțin. Deci este o problemă, dar în același timp ar trebui să le fie frică și de Trump. În primul rând, bună replica, mi-a plăcut. În primul rând, pentru că Trump este un republican liberal. Chestia asta cu Trump rasist, Trump împotriva homosexualilor este o prostie. Trump a crescut în New York. Acolo, a dat din coate pe lângă efectiv toate populațiile de pe fața pământului și toate orientările sexuale și nu a avut în toți acești 10 de ani nicio acuzație împotriva lui. Dar ce se întâmplă? În general, să știți că președinții republicani au fost cei care au putut impune decizii nepopulare pentru republicani.
Nu democrați care controlau Congresul și așa mai departe. Întotdeauna a putut fi sabotat acolo. Dar președinții republicani au fost cei care au luat deciziile care erau detestate de către populație. Și să nu uităm că în 1986 Ronald Reagan a dat prima amnistie în masă a imigranților ilegali. Peste 3 milioane au fost amnistiați și după aceea naturalizați la timp să voteze pentru Clinton. În anii 60, Nixon, președintele republican, a fost președintele care a hotărât că preferințele rasiale, adică discriminarea pozitivă, să se extindă de la afroamericani și americanii nativi, indieni, la toate celelalte populații, care a creat coaliția democrată de astăzi, în care inclusiv vietnamezii, chinezii și toți ceilalți care nu au niciun interes în comun cu aceste, cu celelalte grupuri, vor să apere privilegii și multe alte astfel de instanțe. Și am putea vedea o situație în care Trump, spre exemplu, chiar și cu prețul unui suicid politic, chiar și fără să câștige vreodată respectul democraților pentru ce a făcut, să poată să impună un fel de gun reform, care de fapt să fie o problemă și mai mare pentru America, așa cum și propunerile lui pentru immigration reform nu sunt plăcute de către susținătorii lui, dacă câteodată unii spun că, domne, mai bine de atât nu se poate, așa că măcar să obținem această dacă asociație. Să judecăm pe Trump și să ne luăm după fapte, iată că ceea ce a dorit vis-a-vis de construirea zidului, terminarea zidului la granița cu Mexico, a primit fonduri de la Pentagon care au fost considerate de Curtea Constituțională legale. Deci nu a primit mai nimic. Banii aceia sunt peanuts, cum ar spune americanii, relativ sunt doar la pe zidul. Hârtie? Nu e că sunt doar pe hârtie, dar dacă tu ai o graniță de 1900 de kilometri sau cât de lungă este granița aceea și tu ai vreo 400 și ceva de kilometri făcuți sau 500 și tu adaugi 50 sau nu știu câți kilometri de zid ai putea cumpăra de banii aceia și desigur e și problema cum îi construiești, că poți fi ținut, ai o problemă. Nu poți expropria persoana a cărei pământ este. Vin activiștii și te protestează. S-ar putea să nu poată efectiv să construiască la fața locului. Deci sunt multe probleme și Trump, cum să zic eu, poate că i s-a dat ceva să-și salveze obrazul în fața susținătorilor, dar asta nu o consider o victorie, poate o victorie morală, să zicem, că în sfârșit a confirmat și Curtea Constituțională, Curtea Supremă, că drepturile pe care le are președintele și puterile lui de decizie sunt drepturile și puterile sale de decizie. Interesant. Iată o nouă imagine pe ecran. Acum, stimați telespectatori, domnule doctor Gabriel Micu, această imagine a fost publicată cu următoarea precizare în presa de peste ocean, că cei care sunt deținători de arme se consideră în sinea lor continuatori ai Revoluției. Sigur că este un enunț mai degrabă infantil, dar duce la ideea că oamenii care folosesc arme nu numai pentru apărarea locuinței, a propriei persoane, pentru vânarea unor animale, pe timpul unor vânători organizate sau individuale, au și acest ideal, că sunt apărători a unui mod de a fi. E mult spus? Nu. Ca o părere personală, nu cred că e mult spus. Poate ușor exagerat, pentru că revoluție la ce? Poate în eventualitatea în care ar exista sau ar putea apare un guvern autoritar sau un guvern care să nu mai reprezinte interesele majorității americane, aici deja putem discuta că se poate prevala de niște prevederi constituționale, cum vorbeam puțin mai devreme, și populația poate utiliza arma împotriva acelea și poate... E chiar de discutat, aduceți-vă aminte de evenimentele, sigur, din Los Angeles. Tocmai asta am și spus. Când Garda Națională a primit ordin, a pacificat orașul rapid. Absolut. Da, ipotetic. La începutul anilor 90. E adevărat. Nu recent. Acum lucrurile s-au schimbat. Da. Bun, eu vorbeam de o ipoteză de lucru. Da. Nu înseamnă că lucrurile se vor întâmpla așa. Deci e o ipoteză apropo de explicarea noțiunii de revoluționar, nu altceva. Vreau însă să vă, apropo de majoritate, că s-a folosit aici termen de mai multe ori termenul de rasism, minoritate, comunitate, întotdeauna există, psihologic vorbind, există o coerență și o legătură mult mai strânsă în cadrul unei minorități, unei comunități minoritare, decât în cadrul majorității. Și tocmai această chestiune și tocmai conștiința faptului că sunt minoritarii determină pe membrii comunității să fie mai strânși uniți între ei și să-și promoveze valorile comunității respective mult mai agresiv decât majoritatea.
În măsura în care avem de-a face cu mai multe astfel de minorități și o majoritate care fluctuează și o majoritate care, dacă stăm să ne uităm cu atenție în cadrul poporului american, națiunii americane, are care decin tot minoritățile din care, ale căror comunități formează un vector de opinie, cum spunea colegul nostru Georgescu. Ca atare, o majoritate care nu poate să aibă niște păreri extrem de radicale împotriva vectorilor pe care îi promovează comunitățile. Deci problematica, în propriu spus, a minorităților naționale, că în Statele Unite ale Americii nu putem vorbi de așa ceva, dar problematica rasială în formula pe care o pomenea domnul Georgescu mai devreme, etnică, religioasă, chiar și statutar, din punct de vedere al statutului social, devine o marotă utilizată mai mult sau mai puțin în scopuri politice. Am făcut această precizare pentru că atunci când vorbim de revoluționar, trebuie să ne gândim ce apără revoluționarii. Purtătorii de arme sunt și de la comunitățile minoritare, sunt și de la majoritate. Legile însă sunt unitare pentru toată lumea. Unde este revoluționarismul? Care e revoluționarism? Revin practic mai degrabă la ideea de apărarea din punct de vedere din punct de vedere al întregii națiuni americane, apărarea unui drept care individualizează pe mapamond în comparație cu alte națiuni și acela de deținerea unei arme, nu doar în mod legal, ci necesar. Înainte de a face completarea, am o întrebare. Estimați telespectatori, se discută și în România acum vis-a-vis de evenimentele fericite care au afectat viața unor copile, dar se discută și peste ocean de ceea ce se poate face în continuare. Am văzut în Canada, am văzut în Statele Unite ale Americii, inițierea de către poliția din țările menționate a străzilor care sunt marcate, vecinii veghează. Asta înseamnă că oamenii în vârstă, pe după perdea, sunt foarte atenți la ce se întâmplă în jur, anunță poliția imediat dacă e ceva care este ilegal și sunt recompensați financiar pentru această informație. Noi nu avem un asemenea sistem, domnule Gabriel. Cum să nu? Suntem avangardiști. Doamna în vârstă de la bloc, care știe tot ce se întâmplă. Noi am implementat organic dinainte să... Ca ironie am înțeles. Dar acolo există stradă și se spune, atenție, aici vecinii veghează. Această mentalitate din America, din Canada, care o văd în spirit constructiv, de a aduce un plus de siguranță, credeți că la noi ar fi privită ca o ironie socială? Nici de cum. Dar această mentalitate nu este doar în Canada și în Statele Unite. Dacă mutăm un pic cap-compasul mai încoace, în Elveția. În Elveția se întâmplă fix același lucru. Deci nu există o mașină să stea mai mult de, nu știu, 2-3 ore, chiar nu știu aici, din punct de vedere strict al reglementării, fără să o întrebe cineva de sănătate, dacă cumva acea mașină nu este a unui locatar. Da? Deci și în Europa există zone, comunități, care au în educație acest comportament. La noi nu cred că suntem departe de acest comportament. Partea mai proastă este că este sporadic și de foarte multe ori sunt exagerări și fake news-uri. Dar cu siguranță există persoane care sunt foarte, cum să vă spun, curioase și ba chiar își fac un titlu de onoare din faptul că știe mai bine ce se întâmplă cu vecinul decât ce se întâmplă în casa lui. Știți cum e cu să moară și capra vecinului? La noi funcționează foarte, foarte bine. Alexandru Georgescu. Noi avem o problemă când discutăm acest lucru, pentru că, de fapt, soluția aceasta pe care ați propus-o dumneavoastră, care nu este singura soluție... Nu e decât o semnalare unei soluții instituționalizate în Statele Unite, în Canada, iar Statele Unite constituie un model de democrație, da? Desigur, dar soluția pe care s-a instituționalizat și mai mult, dar nu vor să o discute public, este supravegherea omniprezentă în spațiu public, pe care o vedem în Marea Britanie, mai ales în Londra, dar care deja a luat amploare și în Statele Unite ale Americii. Și, desigur, în ziua de astăzi, fiecare cetățean cu smartphone este și jurnalist și poate filma. Ideea este că aceste
Aceste măsuri instituționalizează ceva care exista informal dinainte, dar care nu mai există din cauza pierderii de capital social, survenite în urma problemelor economice, în urma migrației, diversificării comunităților fără să existe asimilare și așa mai departe. Întotdeauna, varianta aceasta instituționalizată, de sus în jos, cu instigare de către stat și așa mai departe, funcționează mult mai prost decât varianta aceasta informală, care reprezenta capital social. Nu se vor bucura de ea foarte mult timp. Vor apărea și alte probleme, intimitate și, desigur, întotdeauna este ceea ce americanii numesc disparate impact, adică impact diferit între diferitele comunități. Pentru că dacă acei vecini care se uită pe fereastră observă că, de obicei, tinerii care vin să fure sau să vandalizeze sunt de o anumită etnie, atunci o să ai o problemă la nivelul spațiului public și la nivelul discursului public. Există și în Germania acest sistem, desigur, acolo nu scrie că vecinii veghează, dar, de exemplu, îmi spunea cineva chiar în Bavaria, dacă vede că repară o mașină în curte, anunță poliția, pentru că este activitate care nu se desfășoară într-un spațiu special amenajat și taxat de către instituția statului german. Mă rog, să zicem că există diferențe culturale aici și unii oameni o duc mult în altă direcție. Avem o nouă imagine pe ecran, stimați telespectatori. Ard lumânări în cele trei zone din America unde au murit nevinovați în urma unor execuții în masă, două cu arme automate, una săvârșită de o persoană cu, astăzi a folosit cuțitul pentru înjunghierea, și două persoane au decedat din cele șase înjunghiate. Lumânări și flori sunt și într-o anumită zonă, într-o anumită localitate din România, numai că aici, spre deosebire de America, persistă o devălmășie, în timp ce în America există o presiune puternică, ați văzut și cifrele pe ecran, de a se găsi soluții legale. Cum comentați această dorință de legalizare a unui nou cadru în America, domnule Gabriel Micu? Este o expresie a unui mecanism democratic care vrea să depășească o etapă și să asigure să nu se mai repete o poveste? Întotdeauna după astfel de evenimente și cu atât mai mult cu cât ele s-au repetat și ceea ce, după părerea mea, este particular la aceste ultime evenimente este rapiditatea, timpul foarte scurt în care s-au întâmplat cele două asasinate, adică cele două asasinate în masă. Este evident că generează o emoție. Această emoție, atât în rândul populației, dar cât și în rândul politicienilor. Sigur, emoția e de natură diferită. Și e foarte bine că ați precizat, pentru că la ora actuală, pe ecranele posturilor diferite de televiziune din America, politicienii sunt luați la întrebări de jurnaliști. Ce Absolut. Veți face în viitor? Absolut. Și atunci, desigur că vor trebui să vină, părerea mea este că este o necesitate, măcar o inițiativă, dacă nu o finalizare a acestei inițiative, se impune. Numai că sunt cele două tabere pe care le cunoaștem foarte bine, pro și contra unei legi mai aspre, dar mai există și altceva. Știți, era vorba aceea, dacă nu investești în educație astăzi, atunci vei constata că mâine sau poimine te costă de 10 ori mai mult în societate ca să ții controlul, să deții controlul. Problema, deci, cred că este totuși în natura educațională. Din punct de vedere instituțional, în Statele Unite ale Americii, așa cum par lucrurile, stau bine. Adică instituțiile reacționează rapid, reacționează în timp real. Și dacă vorbim de sistemul educațional, e foarte puternic. Da. Întrebarea este dacă acest sistem educațional, ne referim doar la latura de când vorbim de sistemul educațional, dacă ne referim la latura de învățământ sau dacă ne referim și la contextul general al educației care se face, para educației, să spunem așa, da? Care o fac prin Facebook, în comunitățile de tineri răzvrătiți sau antisistem care nu-și doresc
sistemul respectiv, dar nici n-au vreo altă idee de locuire. Tocmai de aceea, întrebarea dumneavoastră, sunt convins că se referea la nivelul unor persoane responsabile care vin cu niște propuneri realiste, nu niște inițiative. Apropo de tineri, să vedem ce zice tânărul Alexandru Georgescu. Problema pe care o avem aici este că în sine întrebările sunt încărcate. Când spui ce vom face în legătură cu asta, asta presupune că este justificat să faci ceva, este legitim să faci ceva și s-a hotărât că problema e asta în legătură cu care trebuie să facem ceva, adică partea aceasta a armamentului. Eu personal nu am o admirație față de zonă și așa mai departe, dar înțeleg cum văd americanii lucrurile. Și problema este că conflictul politic mai degrabă se va acutiza și asta este intenția, nu se va dezamorsa și nici întrebările acestea la jurnaliști nu au rolul de a dezamorsa, pentru că să nu uităm, Senatul e controlat de republicani. Ei joacă acum teatru. Orice lege pe care încearcă să o dea în Camera Reprezentanților nu o să treacă de Senat. Deci, cel mai probabil nu o să treacă de Senat. Deci, problema aici este unul de teatru politic care se folosește și de durerea oamenilor și de șocul altora, dar și de ciclul acesta mediatic de 24 de ore în care ești bombardat constant cu interviuri, cu trivialități, cu imagini de acolo, cu temeri în legătură cu viața ta. Acestea sunt folosite în scop politic. Problema cea mare pe care o au americanii este că ei, dacă ne uităm strict, pentru fiind o populație compozit, dacă ne uităm strict la componenta europeană a populației, ei sunt foarte diferiți de europeni. Nici la crime rates, nici pe partea aceasta de omucide cu armă. Puțin mai ridicate, într-adevăr, și, într-adevăr, numărul mult mai mare de sinucideri cu arma. Asta da, într-adevăr, și de accidente cu arma. Dar altfel nu sunt foarte diferiți. Problema americană este legată de impactul extraordinar al fricțiunilor localizate în orașele mari, cum ar fi și El Paso, în orașe importante, la intersecția plăcilor tectonice dintre mai multe comunități. Și să nu uităm că, chiar dacă noi discutăm de astfel de probleme pentru că au ajuns în mass media internațională și în mass media națională, dar mii și mii de oameni mor acolo în urma unor violențe de multe ori stupide, în comunitățile lor, fără să se întâmple nimic. Și din 2015, un trend secular de scădere a omuciderilor și violențelor s-a inversat și la nivel național au crescut omuciderile cu 24% în 2 ani. Ceea ce este o problemă majoră, care nu ține neapărat de terorism și s-ar putea să țină de arme, dar în general sunt arme ilegale acelea. Deci soluția ar putea fi altele. Problema este că americanii nu sunt gata să se confrunte cu problema aceea. Da, mai avem 2 minute, le rezerv domnului dr. Gabriel Micu, pornind de la genericul emisiunii, mă uit în ochii dumneavoastră și zic, ura va continua, rasismul va fi invocat și în viitor, iar controlul armamentelor rămâne cum au stabilit, adică nu se modifică, nu? Ura, ca părere personală, da? Ura va continua și mai mult decât atât, discursul se va ascuți, discursul politic se va ascuți. În legătură cu armele, eu cred că nu, de fapt am și precizat în timpul emisiunii, e un pandantiv ce se încearcă, pentru că așa cum practic completa și colegul meu, domnul Georgescu, republicanii trebuie să iasă pe piață cu ceva. Situația deja este o situație care, dacă nu este foarte emoțională, vor pierde alegători. Exact. Asta aveam să zic. De din punct de vedere politic îi costă foarte, foarte mult. Și va continua acest discurs rasial pentru că este unul dintre izvoarele nesecate de motive politice, de argumentări politice, contraargumentări politice. Până când e greu de spus, dar sunt mai multe rase acolo, iar dacă ar fi să luăm strict definiția rasismului, cred că ar trebui să o extindem un pic, pentru că ura rasială de care se vorbește deja capătă niște conotații de natură etnică și chiar socială. M-ați inspirat și generez o întrebare ultima și 50 de secunde ca răspuns pentru Alexandru Georgescu. A pierdut, a câștigat Donald Trump din aceste evenimente nefericite? A pierdut major. O să câștige când cealaltă parte o să aibă niște atacuri care pot fi atribuite direct sau dacă vor avea loc atacuri teroriste, spre exemplu, înfăptuite de musulmani. Să nu uităm că San Bernardino și Orlando au fost fix în
în perioada campaniei lui Trump, adică dacă îi vor oferi muniție pentru politicile sale. Atunci vom vedea. Deci s-ar putea ca alegerile, dacă nu sunt decise de economie, să fie decise de contingentul de nebune ai fiecărei părți. Mulțumesc frumos conaționalilor Gabriel Micu, Alexandru Georgescu, vă mai așteptăm la 6 TV, vă mulțumesc frumos și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă dau întâlnire duminică la ora 20:30 la o nouă ediție a emisiunii Valori Euroatlantice. Bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, alături de familia dumneavoastră. Bineînțeles că baza, ca de fiecare dată, pentru că respirăm clipă de clipă, bem, avem nevoie de hidratare și mâncăm, cele trei elemente necesare, atât de necesare vieții, ni le dorim mai sănătoase, mai pure, ecologice, între ghilimele. Toată lumea clamează ecologia în zilele noastre, dar de făcut mai puțin. Și mai ales de înțeles și de făcut pe cele trei nivele. Fizic, energetic și informațional. Astăzi, în platou, avem o surpriză excepțională pentru noastră. Alături de prietenul nostru, Victor, s-a alăturat. Bun seara. Pentru că vorbim de info-energetică, cineva care nu mai are nevoie de nicio altă prezentare. Oreste, bine ai venit, Oreste. Mulțumesc, să nu ridicăm orizontul de așteptare atât de sus, că nu mai am rutina emisiunilor zilnice, dar sper să vă fac față. Noi ne agităm foarte tare când suntem tineri și uneori ne scapă câte ceva din vedere. Oamenii mai calmi, mai liniștiți, observă mai bine lucruri. Și ghiciți ce? Cele mai tari invenții din lume sunt cum? Sunt copiate după natură. Prin ce? Prin această observație atentă, hiperatentă, calmă, de jur împrejur. Deci, revenim un pic pe subiect. Ce părere ai de faptul că noi toți, toată lumea știe în ce iad, adică deja se știe, apocalipsa o trăim, alimentar, apă, aer, peste tot lumea se plânge, se plânge de ceea ce mănâncă, ceea ce respiră, ceea ce bea, consecințele boli, suferințe, la toată lumea e evident că nu te poți nici măcar să te duci să muncești cum trebuie în momentul în care tu ești bolnav. Dacă ai luat vacanță sau concediu, nu te poți bucura îndeajuns pentru că tu trebuie să vizitezi spitalele sau trebuie să bagi în tine pilule și atenție, pilule despre care ce? Unde ați întâlnit dumneavoastră? Chiar să ne scrieți, că poate avem scăpările noastre. Luați aceste pilule că o să vă vindecați de cutare. Eu n-am întâlnit. Eu am întâlnit expresia să vă tratați. Să vă tratați. Deci e un fel de abonament. Vă mai faceți un abonament la farmacii, să vă tratați. Deci atenție înseamnă că nu vă vindecați. Nu este mai bine să preîntâmpinăm boala și tot ceea ce aduce ea, aduce slăbiciune, incapacitate de concentrare, lipsa puterii de muncă, lipsa puterii de a te bucura de viață în toată plenitudinea ei și de a te bucura de familie. Iar neavând înțelepciunea necesară ce să faci ca să nu ajungi să te îmbolnăvești, nu te poți îngriji de familie. Doar gândind, că banii-s de ajuns, să muncim, să facem bani. Și copiii noștri, că ținem la copiii noștri ca la ochii din cap, o să fie mai fericiți, o să le meargă bine, de unde ajungem să-i vedem că-s bolnavi înaintea noastră? Mergem cu ei la spital și în alte probleme mai des decât ne ducem noi înșine. Era o glumă
Doi tâlhari au sărit în fața unei sărmane băbuțe și au țipat: banii sau viața? La care băbuța a spus: viața, maică, că de bani am nevoie și mai încolo. Oare noi ca români nu ne comportăm deseori anapodat? Tu ce părere ai, Oreste? Eu cred că noi, în general, ca oameni, ne comportăm anapodat, că asta e natura noastră, e o natură căzută. Dar mi-a plăcut cum ați început și mi-am amintit din perioada în care dădeam și practicii o dimensiune mai adâncă decât teoreticului. Eu cred că să ne prezervăm starea de sănătate unitară, minte, trup, suflet, că aici noi occidentalii le-am cam frânt pe astea, pe dimensiune. Am uitat rădăcina, zamolse. Și, da, mă rog, nu știu dacă chiar zamolse, că n-a spus nimic. O rădăcină... Avem acces, cel puțin informațional, la observarea și cunoașterea milenară a medicinii tradiționale chineze, de exemplu. Și noi, ca să putem înțelege datul ăsta firescului și naturalului, care nu include boala. Boala e o eroare de program. Noi am fost programați într-o stare perfectă de armonie și de sănătate. Absolut. Cu cine? Cu corpul nostru mai mare, care este natura. Și o ecuație foarte simplă a prezervării stării de sănătate, și mi-am amintit cum ați început voi, eu aș vrea să avem în minte piramida lui Maslow, aia necesităților, dar să-i dăm sensul corect, pentru că, și pornind de la ecuație foarte simplă, cât putem rezista fără să mâncăm? 40 de zile. Cât putem să rezistăm fără să bem? Vreo 4 zile. Dar cât putem să rezistăm fără să respirăm? Vreo 4 minute dacă suntem scafandrii profesioniști. Și atunci ar trebui să inversăm cumva piramida necesităților și să-i dăm prioritate acelui aspect și acelui tip de acțiune de când ne naștem până când murim, care se numește respirația. Și atunci noi ar trebui să ne hrănim în logica psihoenergo-informațională, în primul rând și în primul rând cu aer. Exact. Hrana noastră fundamentală, fără de care mai mult de 2 minute jumate, dacă nu suntem scapati profesioniști, nu mai putem supraviețui, este respiratul. Dar acum este foarte important ce respirăm. Pentru că noi, odată cu avansul ăsta tehnologic, care a început de mult, de mii de ani, nu vorbesc de avansul tehnologiilor moderne, ne ducem în istoria popoarelor care au creat civilizații și să vedem că aveau și ei un nivel tehnologic excepțional. Dar asta e paradoxul nostru. Pe măsură ce civilizația și depărtare, civitas înseamnă oraș, oraș înseamnă ziduri, ziduri înseamnă separație față de ceilalți, exact. Și în primul rând separarea față de natură. Și atunci noi, în momentul în care am devenit civilizați, am devenit și bolnavi. Pentru că ne-am frânt comunicarea permanentă cu pământul, cu cerul, cu arborii, cu încă oamenii. Încă o dată, dacă îmi dai voie să subliniez, foarte, foarte important, cum observăm noi asta? Observăm că generațiile mai în vârstă decât noi îs mai sănătoși, mai zdraveni, mai în putere de muncă, generațiile mai tinere decât noi sunt mai bolnăvicioase. Din ce în ce mai bolnăvi. Deci, da, exact, suntem mai vlăguiți pe măsură ce avansăm în modernitate. Noi ne vlăguim. Dar să revin la chestiunea asta. În momentul în care înțelegem că noi înșine suntem o rotiță într-un mecanism cosmic, și nu numai că suntem o rotiță impersonală, suntem și o sinteză a întregului cosmos în noi, nu? Cum spune și bătrânul chinez, că suntem din pulberea tuturor stelelor cumva zămisliți. Uh-huh. Ceea ce spune și în geneză, nu? Dumnezeu, când ne-a făcut, după care s-a odihnit, El ne-a plămădit din toate celelalte ingrediente a celorlaltor 5 zile până într-a 6-a în care ne-a făcut până aici. Ceea ce înseamnă că noi conținem în noi întreaga creația lui Dumnezeu, și întreaga creația lui Dumnezeu este infinită. Deci noi suntem... Până și fizic suntem praf de stele, deci toți atomii din noi... Da. Suntem o energie. O energie manifestată. Că ne manifestăm, doar Dumnezeu e necreat. Noi toți suntem creați. Și arhanghelii sunt creați, și planetele sunt create, omul este creat. Aici aș avea o chestiune. Se spune că a dat scânteie. Da. Adică ceea ce trecem noi așa ca și viață prin trupul ăsta și așa mai departe, uite, este o experiență. Uite ce frumos înțelegem și semantica, dacă nu suntem atenți la lucruri derizorii. Dom'le, ce ne-a dat nouă Dumnezeu? Ne-a dat suflare de viață. Suflare, suflet, limba română e o limbă interesantă. Dar suflare, răsuflare, înseamnă respirație. Exact. Și atunci noi trăim cât putem să inspirăm și să expirăm. Odată când am dat ultima expirație, adică ultima suflare, am ieșit din peisaj. Și atunci, întorcându-mă
fiind preocupat și eu o bună perioadă de timp de ecologia, de propria mea ecologie, ca să spun așa, am început să mă preocup de misiunea asta pe care o avem fiecare dintre noi, de a păstra mașinăria care ține scânteia asta divină în parametrii de bun simț, în parametrii naturali. Că bun simț înseamnă natural. Un om de bun simț e un om natural, e un om firesc. Toată lumea îți cunoaște preocupările tale spirituale și ceea ce se știe ca și fundament, că nu există spiritualitate în afara bunului simț. Adică să știți că dacă dumneavoastră considerați că nu aveți nu știu ce nivele spirituale și nu puteți să percepeți sau să înțelegeți, să știți că odată cu încălcarea bunului simț, deja nu prea putem să mai vorbim de spiritualitate. Evident, iar spiritualitatea disjunsă în mod fraudulos de o purificare a trupului, bun de o simț, bună simțire. Bună simțire, evident, de o liniștire a minții, că în toate treptele inițiatice, că vorbim de la cultura hindusă, trecând prin aia chineză și ajungând la cea ebraică și la astea moderne, Doamne, sunt cel puțin, având și dimensiunea creștină, că noi toți suntem creștini, care le împlinește pe toate celelalte, nu spune Iisus, eu n-am venit să strig legea veche, am venit să o împlinesc. Dar fără o purificare a trupului, fără o liniștire și o limpezire a minții, fără o încălzire a sufletului și dacă suntem creștini și o înduhovnicire a ființei noastre, adică o îndumnezeire a noastră prin chipul și asemănarea pe care am avut-o din tâi și am redobândit-o prin Hristos de 2000 de ani încoace, nu putem vorbi de spiritualitate. De aceea în toate lamaseriile, în toate mănăstirile, că ori fie ele ortodoxe, catolice, tibetane, sau, domne, fundamental și principal este să înțelegem că toate astea sunt legate într-o singură ființă, că noi nu avem un trup de sine stătător, o minte care e ruptă de trup și un suflet care e și el pe acolo pierdut din negura istoriei. Și atunci trebuie să le integrăm pe toate. Și atunci dacă tu nu ești curat trupește, bă, nu ești liniștit mental și nu ești încălzit cu dragoste sufletește, nu poți să vorbești despre spiritualitate. Multă lume se gândește că tot demersul ăsta spiritual este să mai agăți ceva pe tine, să mai pui ceva pe tine, că nu ești suficient de bun. Trebuie să mai adaugi ceva, să cine știe ce trebuie să dobândești. În realitate, toată căderea de la Adam și Eva și până acum este o îndepărtare de noi înșine. Când am spus bun simț, bună simțire, oamenii nu mai trăiesc pe nivelele pe care le au de la bunul Dumnezeu. Ei trăiesc în cap. Da. Deci ei totul aici se desfășoară totul. Nu aveau contact, bună simțire, nu aveau contact cu corpul lor, nu puteau să perceapă semnele pe care corpul le dădea și să se echilibreze. Nu puteau să înțeleagă care aliment e bun sau nu, direct prin experimente. Deci l-ai mirosit, l-ai gustat apa sau care e vie, care e moartă. Trebuie să vină cineva și să-ți explice, trebuie să vină cineva să-ți bage aparatul cu pH, trebuie să vină cineva să-ți bage, pentru că tu nu mai ai, ești rupt, ești în cap, doar aici gândești, supra-soliciți, în partea chineză se știe, avem 12 meridiane principale, tu în momentul în care tot timpul ești cu ochii pe calculator și folosești... Da, uite, și se mai întâmplă, că vorbim de spiritualitate, se mai întâmplă un paradox omenesc. Majoritatea dintre noi ar vrea să fie supranaturali, să avem puteri supranaturale, adică să fim supranatural, dar nu poți să fii supranatural dacă nu ești natural. Că trebuie să fii întâi natural ca să poți să devii supranatural. Noi, din păcate, omul modern, nu știu de cât timp, de mult timp încoace, el este artificial. Și atunci omul devenind artificial a rupt contactul cu rădăcina. Și atunci ce supranatural să fii tu dacă nici măcar natural nu mai ești? Da. Dar din păcate noi avem un morb. Hai care se numește lăcomie. Să ne întoarcem la o bază. Da. O bază. Foarte bine spus cu lăcomia. O bază. O bază este așa. Cum ne întoarcem la noi înșine? Păi dacă noi înșine ne negăm simțurile, nu suntem atenți la ce mâncăm, la ce bem, la ce respirăm și la calitatea alimentelor, a apei și a aerului. Oamenii când vor să treacă de la o alimentație bazată mult pe carne, care acidifică sângele, care prin orice acidificare
Deci ai șansa ca să ajungi la cele mai grave boli până la tumori și așa mai departe. Nu se spune că viața e alcalină și moartea e acidă? Așa. E, uite, aici e o eroare, pentru că noi avem senzația că oceanele și mările acestei planete au scăpat de lăcomia omenească. Exact. Ei, n-au scăpat. Și din păcate, că vorbim de moarte acidă, noi, pe lângă tot tabelul ăla lui Mendeleev, pe care îl conținem ca și săruri minerale, vitamine, chestii, proprietățile întregului univers însămânțate în noi înșine, din păcate noi ne încărcăm prin alimentație cu niște metale grele, adică cu otravă. Și atunci aerul e otrăvit, pentru toate noxele, nu mai vorbim de la orice țeavă de eșapament. Aerul e acidifiat. E acidifiat. Dar uite și carnea asta pe care noi o considerăm sănătoasă, carnea de pește. Mai sănătoasă. Majoritatea e provenită din crescătorii, deci este cu alimentație artificială, cu dar hormoni, chiar și peștele oceanic este plin de metale grele. Și atunci și încă din anii 20-30, când a început așa un avans de gândire spirituală și în tehnologie și în zona asta de științifică, domne, oamenii au înțeles că starea de sănătate vine și prin descărcarea de metalele astea grele. O asemenea tehnologie care reușește să scoată din peștele ăsta tot ceea ce nu avem o surpriză pentru tine. Tot ceea ce nu este natural în el, adică tot factorul poluant, nu, Dumnezeu a făcut apele și le-a făcut înaintea noastră, le-a făcut curate. Avem o surpriză pentru tine și anume, toate invențiile pe care omenirea le-a făcut la modul cel mai genial cu putință, au copiat principii din natură. Absolut. Unul dintre cele mai tari principii care purifică apă, aer, alimente de miliarde de ani, de când e planeta asta. De la bun început. Da, tocmai o să le experimentăm. Pentru că mulți... Da. Oreste, tu mi-ai întrebat chiar de câteva ori ce-s cu aparatele acestea. Și eu special nu ți-am povestit multe lucruri despre ele, pentru că am vrut să-ți arăt ce înseamnă această tehnologie. Acest aparat a fost creat în Rusia și reprezintă exact tehnologia care copiază principiul de purificare a naturii. Exact despre ce vorbea Dan, acest singurul, de fapt, principiul prin care natura reușește să purifice aerul și apa, să șteargă toate informațiile greșite. Uite, un efect foarte benefic al desființării Uniunii Sovietice a fost acela că tot ce ținea de secretul militar și de misiunile spațiale și de zona asta care era destul de comprimată și capsulată, că era războiul rece și competiția asta, a putut, nu știu dacă toate secretele tehnologiei militare sunt aplicate astăzi și de civil, dar dacă vorbim de satelitul pe care l-avem cu toți în telefon și asta, iar faptul că misiunile spațiale sovietice trimiteau totuși niște oameni, niște condiții, i-au obligat pe oamenii respectivi să înțeleagă principiile de funcționare cosmice. Da, și tocmai această tehnologie provine de la Stația Internațională Spațială. Să știi că am citit un interviu cu Dumitru Prunariu, cosmonautul nostru, românul nostru care a fost în spațiu, și interesul meu și întrebările pe care ți le-am adresat legate de această tehnologie s-au născut în urma acelui interviu și mi-am dat seama că dacă un om detalia de seriozitatea și de calitatea intelectuală și umană a domnului Dumitru Prunariu a fost interesat și surprins că, iată, bă, orice gospodină poate să aibă aceeași rezonanță cu imitarea cosmosului și a naturii pe care o aveau cosmonautii sovietici până în 89, chiar și Dumitru Prunariu. Da, el chiar a participat, a depus eforturi pentru ca acest aparat să fie adus în România. Excepțional. Într-adevăr, tehnologia aceasta era militară, secretă, adică tehnologia secretă, dar s-a făcut posibil ca să ajungă sub forma acestui aparat care se numește Imunocube în folosul tuturor oamenilor, pentru că și Dumitru Prunariu spunea, tehnologiile secrete, militare, cosmice, ele la un moment dat ajung și pe Pământ spre folosul tuturor. Doamne, și acest aparat avem astăzi. Cum am vorbit până acum, acest aparat, el tocmai asta și face, el purifică aerul, apa și alimente, un singur aparat, pentru că el, încă o dată spun, repetă principiul de purificare a naturii. El produce o descărcare electrică de înaltă frecvență, există o pompă de aer care împinge această reacție și prin intermediul acestui tub sau prin orificiu pătrunde în aer și la nivel molecular
purifică absolut tot aerul, chiar și în locuri greu accesibile, pentru că nava cosmică, ea este de fapt cilindrică, capsulă cilindrică, cu pereți drepți și există foarte mult spații tehnici în care nu există posibilitatea să se recircule aer, să fie purificat aerul. Și atunci purificarea poate fi realizată numai pe calea moleculară. Și asta este, acest aparat, acest sistem, în două exemplare, funcționează mai bine de 17 ani în cadrul stației spațiale. E sigur că și aerul e apă. Că noi uităm că apa împrumută toate celelalte elemente. Și atunci, dacă apa poate fi gazoasă, apa poate fi plasmatică, apa poate fi lichidă, apa poate fi solidă, că dacă îngheață e un obiect solid, atunci am înțelege că nu numai noi suntem 80% apă. Apă vie, apă moartă, că nu toate apele sunt utile nouă, vezi? Da. Pe mine mă fascinează înțelepciunea asta foarte adâncă a autorilor anonim de bazme românești, care în niște formule foarte scurte au criptat, au încifrat întreaga, tot know-how-ul unui fel de viață și de simțire și de trăire care e atât de simplu încât noi fiind foarte complicați și cu cât devenim mai moderni și mai complicați, ne depărtăm de el. Dacă oricine poate să înțeleagă un principiu, înseamnă că acel principiu este corect, pentru că el este adresat tuturor. Nu este adresat doar intelectualilor, savanților și... Pentru că foarte multă lume se întreabă, doamne, cât de complicat e să utilizezi imunocubul? Păi, în primul rând, ca orice dispozitiv electric, are un cablu cu ștecher, l-am băgat în priză. Ce observăm? Avem aici un intrând, da? Tubulețul putem să-l atașăm în momentul în care purificăm apa și alimentele, dacă nu, îl lăsăm și purifică aerul și, bineînțeles, avem plus, minus și power. Adică putem să setăm, să mărim din 5 în 5 minute 5, 10, 15, 20, 25 până la 30 de minute sau putem să scădem, da? Ca și timp de funcționare, după care îl repornim dacă e nevoie și i-am și dat drumul. Este introdus aici frumos tubulețul cu difuzorul. Oh. Da? Avem difuzorul de aer purificat. Îl introducem în apă și urmărim ce se petrece. Iar eu pot să vă garantez că peștele este proaspăt, adică n-am luat un pește stricat pentru că altfel cumpărat. N-aș fi rezistat să stau atât de aproape de el. Ai menționat primul lucru, respirația. Al doilea lucru, acidifierea și toate bolile tumorale și așa mai departe, toate inabilitățile pe care le avem. Bun, haideți să vedeți că foarte multă lume își pune problema, domnule, deci cum să-mi alcalinizez? Ce se întâmplă când mă acidific? Cum mă acidific? Păi mă acidific, toată lumea își pune problema că doar alimentar. Alimentar este foarte adevărat. Deci o alimentație bazată pe foarte multă proteină duce la o acidifiere. Deci dacă noi mâncăm predominant carne, brânză, deci, ouă și așa mai departe, ceva. Excluzând. Da. Cred că e important ca lumea să înțeleagă că de periculos este cantitatea asta de acid care depășește pH-ul nostru normal. De aici pleacă până la urmă starea de sănătate, pentru că noi ne omorâm organele neînțelegând că pe nivelul pH-ului pe care l-a dat Dumnezeu să fim sănătoși e la 7,368 sau 7,4 ca să-l lămurim în chestia asta. Și atunci industria farma și-ar diminua foarte mult în profiturile astea care sunt ticăloase, mare majoritate dintre ele, dacă oamenii n-ar mai avea sau n-ar mai consuma, n-ar mai mânca, n-ar mai respira, n-ar mai gândi atât de acid. Și atunci e foarte simplu. Bă, alcalinizează-te, adică aduți principiile tot naturale Într-un după care ai fost. Într-un mod înțelept, pentru că peste tot extremele duc la ceva rău. N-ai întâlnit așa ceva, deci orice e fiert în viața ta, nu ai întâlnit o spumă care, atenție, noi nu fierbem, aici e tot ureci. Da, și a intervenit foarte repede, adică o spumă de asta la fierbere intervine după câteva ore. Nu e spuma aceea care iese la fierbere, pentru că la fierbere iese exact sângele care reiese din contracția mușchiului, pentru că când carnea se încălzește prin fierbere, se contractă și atunci împinge restul sângelui care și el fierbe și se realizează această spumă maronie. Pe când această spumă reprezintă un amalgam din chimicale. Adică apa asta nici măcar nu s-a încălzit, este la fel de rece. Nu, apa asta rămâne rece pentru că este apă din robinet. Și această spumă reprezintă exact un spot din plastic, din chimicale, din hormoni și antibiotici care au absorbit țesutul
sau da. Această carne, acest pește. Deja se simte un miros care nu e de pește, exact. Dar nu e niciun miros natural. Adică e ceva, da. Înseamnă că peștele ăsta are ce, avea se ceva lucrează, în el. Această spumă miroase foarte urât. Și începe când se va strânge, ea abia acum a început să iasă. Pentru că abia acum a apărat o imunocup, a început să acționeze asupra cărnii. El funcționează molecular, intră în profunzimea cărnii și în 30 de minute el reușește să elibereze chiar și în 20 de minute orice tip de carne și nu numai pește. Da, se recomandă carnea de vită, de porc, pește. Noi am făcut puiul ăla care pui, e plin de hormoni. Pui plin de hormoni, într-adevăr, și este spumă foarte deci, mare. La... acest sistem neutralizează tot ce înseamnă. Deci tot ce înseamnă hormonii aduși, da, vaccinuri, toate pesticidele, toate fungicidele. Deci pentru asta înseamnă că se pot purifica și legumele. Și legumele, fructele, legumele, absolut orice. Noi vorbim de zona bio, dar în realitate există mai bio, nu bio. Pentru că și bio, ce să faci cu un teren când ai ploaie acidă? Și ploaie cu tot felul de componente chimice. Ploaie aduce tot felul de chimicale. Și atunci tu nu ai dat tu pe teren, dar atmosfera ți-a adus și deja. Și fructul, deja când e ploaie acidă, se impregnează și exact. Dar, da, mai vorbind deci, de toate chimicalele nu pe e care chiar bio, da. Ceea ce cumpărăm, dar cu acest dispozitiv, deci cu imunocubul, noi avem niște avantaje absolut fabuloase. Deci noi purificăm și aer și apă, da? Și alimente cu un singur dispozitiv, deci el are garanție 10 ani de zile, deci 10 ani de zile orice ai păți la dispozitivul ăsta, în 24 de ore tu primești, nici nu aștepți altceva, dacă ai pățit ceva cu imunocubul, tu primești imunocub nou, deci nu aștepți să... Da, mulți clienți întreabă de ce garanție 10 ani, nici companii mari de electronice puternice nu oferă garanție mai mare de 2 sau 3 ani, pe când imunocub are garanție de 10 ani, pentru că această garanție este exact garanție pentru toate echipamente cosmice. Deci echipamente cosmice, toată aparatura cosmică, ea pleacă cu garanție minim 10 ani, până în 30 de ani. Da. Și staza spațială internațională în sine are garanție și se știe că prin anii 25, se termină garanția ei. Sau... Trebuie schimbate toate componentele. Da. Deci și ea în sine are garanție. Toți cei care ne urmăriți și doriți informații suplimentare, deci aveți posibilitatea, vă stăm la dispoziție cu consultanță gratuită, puteți să sunați la numerele de telefon afișate și aveți consultanță gratuită pentru a înțelege cum să avem un stil de viață mai sănătos și cum să operăm în sensul ăsta. Ce ai zis tu este foarte important, pe când prin respirație noi inspirăm aerul, dar de fapt noi bem apa, pentru că noi inspirăm în timpul zilei, adică în 24 de ore, noi inspirăm aproape 12 metri cub de aer. Acest aer conține un pahar de apă. Atâta apă conține aerul care noi inspirăm într-o zi. Adică într-o lună de zile noi am băut prin plămânii 30 de pahare de apă. Și această apă, cum ai zis iarăși tu, contează foarte mult calitatea ei. Pentru că dacă această apă care noi inspirăm prin aer, ea este acidă, noi de fapt aducem boala prin inspirație. Noi nici nu bem, nici nu mâncăm, dar deja aducem boala prin a inspira. Dacă îmi permiți să explic mai clar. Deci, în momentul în care se pune problema că mâncați ceva care nu este chiar adecvat din punct de vedere al pH-ului, imaginați-vă că întâi trece prin cavitatea bucală, apoi prin stomac, acidul mai face și acidul ceva și așa mai departe. În momentul în care noi inhalăm ceva care este toxic, se duce direct în sânge, pentru că alveolele noastre pulmonare, în plămâni, este direct în sânge. Și direct în creier, să totuși... Surpriza, să explic ceva. Toată lumea se gândește, bun, deci trebuie să mă alcalinizez. Se știe, toate verdețurile, toate legumele, acum nu toată lumea e pe legume și verdețuri non-stop, alcalinizează toate sucurile de... Atenție, dar și legumele alea, noi avem senzația că ele sunt foarte naturale, dar ele nu prea mai sunt naturale, pentru că acum, să mă ierte Dumnezeu,
Dar nici țăranul nu mai e țăranul cu care suntem noi obișnuiți. Acum, dacă oricine are acces la un pliculeț sau la niște device-uri de accelerare a coacerii, creșterii și așa mai departe, adică vicează produsul natural pentru a-l face mai repede gata spre vânzare, tu poți să te păcălești fundamental. Să zici, doamne, dar eu mănânc sănătos, eu mănânc numai brocoli, mănânc numai mere verzi, mănânc numai... Dar dacă alea sunt tratate, la ce problema face? Cât casa pe care tu o spui. Totdeauna când este o problemă, întotdeauna apare o soluție. Iar pentru cele mai mari probleme pe care noi le avem în zilele noastre, aer, apă și alimente, inclusiv toate tipurile de tratamente chimice, toți hormonii, toate pesticidele, și la nivelul peșterii, mai ales peștele oceanic, sunt plasticile care sunt în ocean și care sunt disruptori hormonali, deci sunt apropiați, creează senzația că tu ai fi sub tratament hormonal. Și o iei razna cu o grămadă de probleme. La toate aceste situații, reechilibrarea copiată după natură. Deci, după natură, deci procesele care sunt în acest... Te-ai întrebat ce este în acest moment. Da, asta e chiar... Procesele care se desfășoară aici, se desfășoară în atmosfera, deci în ionosferă de atâta timp. Dar dăm voie să-ți punctez ceva. Alergam după alcalinizare. E, alcalinizarea asta, dacă cineva o înțelege greșit și spune, deci trebuie să beau apă alcalină. Da, este bine să bei apă alcalină și pură și în viață. Nu contează doar apă alcalină sau alimente alcaline. Trebuie ca alimentele respective să aibă viață. Prin intermediul acestui dispozitiv, apa prinde viață. Deci studiat cu GDV camera, cu efecte Killian și așa mai departe, apa este în viață. Dacă dai unui animal apă de oriunde vrei tu și dacă dai apă tratată cu imunocubul, da, animalul se duce spre apă tratată cu imunocubul. De ce? Deoarece există un așa numit indiciu de oxidare. Un așa parametru. Apa din robinet, de regulă, are acest indiciu 300 până în 450, medie, pe plus. Plus 300 până în 450. Adică se oxidează mai repede de 3%. Această apă înseamnă apa acidă. Apa acidă. Este apa moartă. Deci, din povești știm. Deci, apa vie, apa moartă. Și această apă, care are indiciul de oxidare cu plus 300-450, cea apă care curge din robinet, înseamnă apa moartă. Este apa moartă, apa acidă. Pe când imunocub, el produce din apa aceasta acidă, apa moartă, prin reacția care produce acest aparat, obțineți doar în 10 minute apa vie, deoarece imunocub coboară acest indiciu de oxidare până la 270, minus, adică produce apa vie. Apa alcalină. Mai mult, procese de regenerare, de reîntinerire. Deci gândiți-vă invers. Cu acel plus, da, 300 sau 400, ce se întâmplă cu ființa dumneavoastră? Îmbătrânire accelerată. Exact. Boală și îmbătrânire accelerată. Suferință și îmbătrânire. Ce înseamnă pe minus? Înseamnă un efect de reîntinerire. Bazați-vă pe faptul că trebuie să beți o apă sănătoasă, deci o apă vie sănătoasă, să mâncați alimente care, culmea, prin acest transfer, prin aceste lucrături cu apa, apa din alimente care, și alimentele respective ale noastre sănătoase, au tot 70-80% apă, da? Deci această lucrătură face ca apa din alimente să fie una vie sănătoasă și surpriza totală. Apa din aer să fie una vie și sănătoasă. Poate să fie un aer mort, exact, sau un aer viu. Deci nu numai e vorba de a purifica, de a neutraliza toate toxinele din aer până și la nivel ionic, ionii plus, care sunt ionii pozitivi, te aștept să fie ceva pozitiv. Doamne-s prea mulți și e rău. Asta se întâmplă la noi cu electromagneticele, cu plasticele, parte cu boxelile, din acest experiment constat un lucru paradoxal. Deși la început începuse peștele ăsta să dea din el, acum, în jurul nostru, a început să fie aer curat. Deci percepția directă a cuiva obișnuit să identifice direct. Deci direct influențele benefice și negative, imediat a detectat efectul. Așa este. Și acum, dragii mei, dacă urmăriți să alcalinizați ființa ca și contrapondere la tot ceea ce înseamnă acidifiere,
nu este doar să bagi apă alcalină cât mai mult. Nu. Când înainte de a mânca, nu bagi apă alcalină pentru că stomacul are nevoie de o aciditate ca să poți să bagi cu o oră, două înainte, să speli, să revigorezi și așa mai departe. Nu bagi după ce ai mâncat. Iarăși, o oră, două, trei sau patru în funcție de ce ai mâncat, ca să nu strici procesul de digestie. Dar care este de fapt alcalinizarea cea mai rapidă și cea mai puternică pe care organismul... Și permanentă. Și permanentă. Respirația. Dragilor, vă recomandăm așa. Fiți conștienți și chiar faceți 10 minute pur și simplu la modul conștient exerciții de respirație completă. Abdominal, toracic, claviculare, expirați tot aerul din plămâni, inspirați lent, calm, cu aripioarele nărilor dilatate, rețineți un pic aerul ca să existe această tranzitare la nivelul alveolilor. E foarte important ca oamenii să înțeleagă că respirația e tot în trei, nu e în două, inspire, expire. Și apnea este apnea și... Apnea pe plin și pe vid pentru cei care sunt interesați de partea spirituală. Dar revenind, în momentul în care... Uitați, noi am tratat aici apa. Pardon, apa ca să tratăm alimentele. Dar... Oreste a și remarcat că s-a tratat deja aerul. Ce s-a tratat? Ce s-a întâmplat cu aerul? Aerul, apa din aer, da, noi vorbim 50, 60 sau 40% apă în aer, s-a alcalinizat. Ce s-a întâmplat la nivelul plămânilor tăi și la nivelul direct al sângelui? E cea mai rapidă formă de alcalinizare și de reechilibrare și de reîntinerire a ființei umane. Când spunem că este o șansă enormă pentru dumneavoastră să vă regenerați ființa, să reîntineriți procesele, să aveți o putere de concentrare, de luciditate pentru a lua decizii în tot ceea ce vă privește, aveam nevoie de o minte lucidă, da? O stare stenică, să fiți fresh, să fiți plin de energie și sănătoși, să vizitați mai puțin medicul și spitalele dumneavoastră și farmaciile, ca și să fim cinstiți până la capăt. Acest dispozitiv, și puteți să sunați la numerele de jos, să obțineți consultanță gratuit în privința modului în care să opereze, modul în care să folosiți pentru sănătatea dumneavoastră, acest dispozitiv este salvator. Niciodată Dumnezeu n-a lăsat să ajungem în pragul prăpastiei fără să ne dea o soluție. 7 picături mari de cerneală și apa noastră din transparentă s-a făcut albastră închis, culoarea albastru închis. Cu ajutorul dispersorului, deoarece Imunocuf funcționează, purifică apa și alimente cu ajutorul acestui tub, care noi introducem în lichid, ca și în cazul peștelui, atât și în cazul apei, introducem acest dispersor în vas cu apa și setăm timpul la 10 minute. Dăm drumul la aparat și iată o restă apa albastră, cum poți să observi și tu, complet albastră, cred că nimeni nu vrea să bea asemenea apa, e complet toxică, în afară de clor, metale grele ce poate să aibă ea, conține și 7 picături mari de cerneală albastră. Și vom vedea în cât timp această apă se va limpezi cu ajutorul acestui sistem. Acest sistem purifică aerul, apa și alimente. Oamenii întreabă frecvent, dar cum pricepem noi purificarea aerului? Aerul devine exact ca și în stațiunea de munte. Da, da, că... asta e senzația, că exact, e, dintr-o că aerul, se schimbă calitatea aerului din ăsta de oraș, că noi suntem aici în centrul Bucureștiului. Da, da, da. Miroase ca pe vârfurile Negoiu și de Moldovean. Ce? Deoarece tocmai în vârful muntelui, pe lângă cascada, acest aer este alcalin. Și noi percepem că aer ușor de inspirat, aer plăcut. Chiar după furtună apare un miros ușor plăcut. Aer ozonat. Deci exact acest procedeu realizează acest monocup în casa dumneavoastră. Un singur aparat care purifică aerul, apa și alimente. Iată a trecut, nici un minut n-a trecut, așa arată apa la un minut. Deci se vede clar că apa a început să se limpezească. Urmărim experimentul. Pe când în fața ta tu ai întrebat ce e cu spuma aceasta. Eu o să rog pe Dan cu ajutorul furculiței să adune această spumă, care deloc nu e acea spumă care iese la fierbere. Această spumă are cu totul altă textură, după cum observi, seamănă cu... Seamănă cu un albuș de ou bătută. Un albuș de ou sau chiar pungă de plastic dizolvată în benzină. Ea iese densă, spumă densă, care când se adună pe furculița, e ceva între plastic și cauciuc. Oreste, când ai fiert tu ceva... Da, nu rămâne niciodată. Nu, spunem, când ai luat și tu spuma pe furculiță? Niciodată.
Da? E gumă de mesecat, da, pare. Nu, da. Te rog frumos. Da, are aspect, ca să vezi că are aspect solid. E spumă solidă, frumos, care, da, se trage, care e cauciucată. Deci ai pus mâna pe o meduză, da, în clipa asta. Da, nu e o senzație foarte, da, foarte plăcută. Deci este ceea ce oamenii mănâncă. Și atenție, nu e vorba doar de pește. Noi am făcut carne de pui, legume și așa mai departe. Peste tot, tot ce înseamnă absolut vaccinuri, hormoni, pesticide, erbicide, fungicide, plasticele din oceane, da? Da. Metalele grele. Deci nu orice carne formează această spumă, numai carnea contaminată. Și de regulă, multe experimente pe care am făcut noi formează această spumă. Boala noastră este că ne-am pierdut sensul, adică oamenii devin și depresivi și bolnavi și neînțeleși pentru că nu mai au sens. E, sensul îl cuprinzi în timp. E foarte important să nu ne sinucidem pasiv, pentru că și o otrăvire programată a organismului și un dezinteres total față de calitatea aerului pe care îl respirăm și o nehidratare corespunzătoare și o stare mentală, sufletească, naturală, firească, asta de fapt ce fac? Accelerează, acidifiază cumva și noi, dacă am fost programați să trăim 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani, ca să avem timp să înțelegem toate mecanismele Universului. Să trăim fericiți și să le înțelegem prin propriul nostru filtru, că noi cădem în capcana că dacă citim 10 cărți avem senzația că am și înțeles lucrurile. Nu. Exact. Lucrurile trebuie să ne devină și personale și atunci avem nevoie să trăim. De fapt, ar trebui să murim sănătoși, nu bolnavi. Știu că, exact, știu că sună paradoxal. Și doamne, dacă murim, păi murim oricum. Păi da. Asta e clar că murim oricum. Cum important îți duci viața cât trăiești? Că dacă ne scurtăm timpul de experiență, noi de fapt ne sinucidem pasiv. Și noi știm că sinuciderea e un păcat, adică e o ratare a țintei. Păcat în limba greacă înseamnă ratare a țintei. Adică am ratat ținta, nu avem timp să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem între noi, să înțelegem mecanismele, exact, universale. Și atunci e foarte important să nu te sinucizi programat, dar nici să nu te sinucizi pasiv în care nu ești interesat deloc de starea ta de bine. Dacă ne uităm la carafa... Da, au trecut 5 minute, oprim experimentul. Carafa a fost otrăvită, Oreste. Deci din carafa aia n-ar fi... Iată cum arată această apă care a fost colorată cu această cerneală albastră. Apa a devenit complet transparentă, exact cum a fost inițial, decât că această apă... Noi chiar am gustat apa respectivă. Deci am rămas... A rămas fără clor, fără... cerneala nu mai adică există. Nu, de ce, ca exact gustul apei de ploaie. Apa de ploaie are un gust ușor dulceag. Perfect. Se simt, are o textură anume. Deci o apă vie, o apă pură. Deci după ce bagi chimicale, tu obții chiar și așa, direct. Da, această apă dulceagă înseamnă apă alcalină, pentru că apa alcalină are gust dulceag. Da. Eu cred că toți cei care ne privesc acum sunt la vârsta la care măcar odată au gustat o apă de izvor curată de munte. Aia e apa. Nici o apă plată, nici o apă minerală, nici o apă îmbuteliată nu a reușit să reproducă cumva, exact, gustul ăla de apă care e cu adevărat vie. Apa aia cu gust de piatră peste care curge. De ce? Tocmai din cauza aceasta. Dan a vorbit bine că purificarea trebuie să fie efectuată pe trei nivele. Fizic, adică să fie îndepărtate impuritățile, trebuie să fie purificată sau și încărcată energetic, să aibă ea suport energetic, dar să fie purificată și informațional. Și această apă, acest aparat imunocup, el realizează purificarea pe toate trei nivele. Deci el elimină chimicale din apă, el încarcă această apă cu energie. Cum? Pentru că se realizează schimbarea la nivel molecular a apei și când noi consumăm această apă, în prima jumătate de oră după ce am încărcat cu acest aparat, se produce în corpul nostru, în interiorul nostru, ruperea moleculară, adică din O3, din molecula O3, se formează molecula O2 și O. Dar la rupere se produce o explozie de energie. Cu se eliberează de energie. 142 de kilojoule. Văd dacă am înțeles corect principiul de funcționare. Adică prin acest sistem, practic se bombardează, nu? Exact. Cu o frecvență foarte înaltă, aproape solară. 10.000 de volt și se produce exact fulger. Deci așa se apărat o întrebăciare. El are mini fulger, generator de fulger. Principiul de funcționare este o ridicare a frecvenței, exact, cu care este bombardat molecula apei, care se schimbă. Iar tot ce ține de rezidual, de
patologii, de informații nefirești, se oxidează. Dispar. Prin oxidare. Ce se petrece în interiorul aparatului? Se petrece ceea ce vezi tu în momentul furtunii. Furtuna, ploaie puternică, aerul este umid la maxim și apare fulger. Fulger, descărcarea electrică, care ce face? Modifică apa la nivel molecular. Adică formează molecule de O3. O3 care reprezintă ozon. Ozonul purifică absolut tot ce înseamnă microbiologic și tot ce înseamnă chimic din aerul nostru care noi inspirăm. Și atunci acest miros plăcut... Deci trecem de la oxigen la ozon. Da, da. Dar când noi am consumat această apă, inspirăm acest aer, se produce reacția inversă. Ozonul în corpul nostru se descompune în oxigen și încă într-un O cu eliberarea de energie. Deci noi beneficiem de energie, de viață, exact ca și cum bei dintr-un izvor viu, din ceva viu, mănânci alimente vii, pentru că acum peștele, culmea, peștele care este aici, el are apă vie în textura lui, în țesuturile lui. Deci nu am scos doar toate otrăvurile pe care pur și simplu le și vedem. Otrăvurile sunt scoase la nivel... Ia uite. Fizic. Da, da. Uite-te, nu dar și peștele în sine, el acum nu este atât de acid ca și orice carne. El este deja mai spre alcalin. Exact. Acest pește devine mult mai benefic. Deci carne prelucrată cu acest aparat, ea se alcalinizează și carne se alcalinizează. Dacă aș vrea să prepară peștele ăsta, important este să elimin toată spuza asta mizerabilă. Exact. Se clătește, peștele se clătește și este bun de consum. Și carne de pui, e ca și cum ar fi fost pescuit dintr-o apă naturală. Exact. Părinte, tu ce părere ai despre acest sistem? Cât de important este, de fapt, în utilizarea casnică? Păi, eu pornesc la un principiu foarte simplu. Dacă noi avem o mașină și vrem să obținem cât mai mult timp, avem mare grijă să o ducem măcar din când în când la o revizie. Ne ducem cu ea în service. Dacă noi ne putem atașa de un obiect exterior nou atât de mult că să începe să avem grijă, dă niște fiare, mi se pare absolut stupid să nu fim interesați de propria noastră mașinărie. Și atunci dacă noi ne ducem în service cu obiecte, ne ducem să ne ajustăm hainele la croită, domne, ne ducem la medic să ne resetăm pe starea firească. Dacă am avea cu toții acces, și acum o să vă pun o întrebare, probabil că e scumpă tehnologia asta de moment ce e atât de sofisticată, să-mi spuneți și asta, că sunt curios. Dar eu cred că dacă cheltuim banii pe tot felul de lucruri care ne aduc moartea, nu? Țigări, droguri, alcool și tot felul de chestii. Când vine vorba de propria noastră sănătate și de propria noastră stare de bine, nu suntem interesați. E un lucru pe care nu-l pot înțelege, adică nu are niciun fundament logic. Adică să fiu interesat să cheltuiesc banii pe lucruri care mă omoară, dar să nu fiu deloc interesat să mă păstrez cât mai aproape de scala aia pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu când a făcut întreaga creație. Adică și de asta mi se pare copii. Că e foarte interesant că avem și noi în sfârșit acces după atâta mare de vreme la tehnologii și ale sănătății. Mă bucură din ce în ce mai mult că reușim să discutăm și despre tehnologiile vieții, ceea ce înseamnă că undeva, pe undeva, se echilibrează lucrurile. Sper. Și cum tu ai întrebat cât costă acest aparat, el costă 382 de euro cu reducere. Asta înseamnă timp de 10 ani, pe an, prețul lui este 38 de euro. Înseamnă... Pe lună înseamnă 3,5 euro. Înseamnă o cameră de hotel într-o noapte, la un hotel de 5 stele, exact. Undeva pe un litoral mai rafinat. Așa. O noapte. Eu vă spun sincer, mă așteptam să-mi dați o cifră de 4. Când a zis de 3, deja mi se pare interesant. Și atenție, garanție 10 ani de zile, cu servisare directă prin schimbarea aparatului, nici măcar nu aștepți, nu, nici la mașini. Și la mașini îți dă una de înlocuire până la mașini. Uite cum e mintea pregătită. Eu mă așteptam să ziceți la peste 1000 de euro, la 380 de euro. Și gândește-te deja că cred nu că e vorba doar de o persoană, întreaga lume. Familie, cei la care ținem, pe care iubim, copiii noștri, mamele, părinții, toți pot beneficia. Deci un singur aparat, deja avem toate aceste beneficii. Încă un amănunt despre care tu nu știi, că acest aparat nu are consumabile. El nu are consumabile. Foarte funcționează important, fără consumabile. Aparat, priza și atât.
Adică nu e, necesită alte investiții. Și dacă în ăștia 10 ani mi se strică filtrul ăsta, îl primesc... Primesc gratuit. Orice este asigurat gratuit. Timpul emisiunii noastre este limitat. Dragii mei, dacă ați înțeles tot ceea ce am urmărit să venim în sprijinul sănătății dumneavoastră, sunați acum la numerele afișate, primiți consultanță și sprijin gratuit pentru a înțelege mai departe cum să folosiți imunocubul și cum vă puteți ajuta în viața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră să deveniți mai sănătoși, mai capabili din toate punctele de vedere. Îi mulțumim lui Oreste și îl rugăm și să se alăture nouă să discutăm, că nu a fost suficient timpul pe măsura ceea ce ne-am propus. Vă mulțumim pentru atenție, multă sănătate vă urăm și ne vedem săptămâna viitoare. O seară frumoasă! O seară frumoasă! Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privind, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, adică n-am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului.